Bună seara, bine v-am găsit! Numele meu este Damian Anfile și mă bucur să fim alături la conferința intitulată așa Plastic Estul Sălbatic. Este o conferință menită să valorifice în parte bogatul fond de întâmplări de vitejie pe care le are istoria sau tradiția poporului român. De-a lungul timpului, asemenea personaje la nivelul universal s-au transformat în veritabile legende. Dacă pornim de la Robin Hood în spațiu anglosaxon, Wilhelm Tell în spațiu german, Stenka Razin în spațiu slav de răsărit și, bineînțeles, mergând până la cultura hollywoodiană a westernurilor din secolul 20, asemenea personaje aflate la limita legalității, dar multe dintre ele având un soi de etos cavaleresc, de cod de conduită, de o anumită purtare care îi transforma foarte ușor în eroi populari, au devenit de-a lungul timpului parte din identitatea culturală a mai multor neamuri și la noi a existat până destul de recent o cunoaștere aproximativă, e adevărat, dar destul de bună, a acestor personaje, dorința de a redescoperi faptele acestor haiduci sau lotri, o să vedem imediat cum facem diferența, dacă facem diferența, au devenit întâi interesul, bineînțeles, al folclorului, au devenit subiecte de numeroase balade populare, pentru ca în secolul XIX apoi să intre în piese de teatru, apoi în muzica de factură cultă, mergând până foarte aproape de zilele noastre, trupa Phoenix, Andri Popa, Vali Sterian, Amintire cu haiduci sau mai nou, domni precum cei de la CIA cu pui de lei. Și totodată, pentru cei care aparținem generațiilor anilor 60, 70, 80, dar de ce nu și după aceea, este celebra serie de filme cu haiduci, realizată de cinematografia românească, unde, datorită unor actori de mare valoare, cum ar fi domnul Florin Piersic, dar și Amza Pelea, Colea Răutu, sau, în momentul ăsta am un lapsus, cine mai... Toma Caragiu, ne-au fost apropiate foarte mult figurile acestor personaje, la fel cum s-a întâmplat pentru generațiile mai dinainte, prin romane, precum cel al lui Panaiti Strati, care a avut o întreagă serie dedicată acestor fapte legendare. Ceea ce însă este destul de puțin dezvoltat la noi este o istoriografie a acestor haiduci. Bineînțeles că aici ai niște probleme structurale, în primul rând, fiind la limita legii de multe ori dincolo de ea, ei nu sunt chiar subiectul documentelor, vorbim pentru cei mai de demult, ai niște știri sumare, în plus pe seama lor s-au fabricat de-a lungul timpului nenumărate legende și lucrul ăsta de multe ori încurcă atunci când vrei să afli niște informații istorice sigure despre personalitatea respectivă și cu atât mai mult, nu prea avem până astăzi, sau cel puțin nu este popularizată, o repartizare pe zone a haiducilor. Cel mai probabil, dacă ne gândim la haiduci, or să ne vină nume, în minte nume populare, precum cel al lui Iancu Jianu, Amza Scorțan, Anghel Șaptecai sau Andri Popa, care sunt toți localizabili în Oltenia. Și o să ne scape din vedere faptul, așa cum o să demonstrăm pe parcursul expunerii de astăzi, că haiducii sunt răspândiți pe întreg spațiul românesc și dincolo de el. Și totodată nu strică să mai avem de-a face și cu o cronologie a haiducilor, să vedem care sunt primii cărora putem să le atribuim un asemenea termen, care sunt ultimii care corespund cât de cât semnalmentelor de haiduci și de când vorbim de haiduci în sens modern, adică de oameni care doar își iau eticheta asta de haiduc, dar altfel ei fiind hoți sadea din tot ceea ce fac și din maniera lor de activitate. Încă o mică precizare introductivă este legată de termenul haiduc, pentru că el apare destul de departe în istorie și atribuirea lui este destul de largă, să spunem așa. Majoritatea cercetătorilor au înclinat asupra faptului că este un termen de origine maghiară, preluat aproape identic și de turci, și care desemnează inițial soldații pedeștri, infanteriștii, deci taman pe dos imaginii stereotipe pe care ne-am face-o despre haiduc, care ar trebui să fie călare ca să poată să scape
mai rapid dintr-o încăierare. Așadar, avem de-a face cu o tranziție a termenului de la soldat infanterist în trupele regale maghiare și ulterior în zona balcanică luptător cel mai adesea anti-otoman, deci luptător pentru cauza creștină, venind aproape de perioada fanariotă la noi în țară, începe să se facă tranziția de la mercenar la om al codrilor, la un om care, potrivit definiției, n-ar trebui să-i spui altfel decât bandit sau lotru, dar pentru că are un anumit cod de conduită, capătă această denumire reinterpretată de haiduc, ce rămâne valabilă, să spunem așa, într-o arie temporală din momentul lui Pintea Viteazu, deci de la începutul secolului 17, cam până la momentul când mor ultimii panduri ai lui Tudor Vladimirescu, respectiv ultimii participanți la Revoluția de la Pașopt. Popa Șapcă este considerat în general ultimul haiduc din perioada clasică și el moare la 1876. Dar pentru că nu puteam să închidem așa abrupt, am preferat să mergem până în perioada interbelică, de fapt până la finele celui de-al doilea război mondial, și să vorbim și de niște haiduci moderni, măcar cu numele, respectiv. Am luat în calcul și unele dintre figurile clasice ale opozanților haiducilor, pentru a vedea exact și pentru ce au luptat oamenii ăștia, așa că pe parcursul expunerii vom vira din când în când de la figurile haiducești și vom trece la opozanți precum Osman Pazvantoglu în vechime sau, venind mai aproape de zilele noastre, bineînțeles, principalul opozant al haiducului este reprezentantul forțelor de ordine, sub o formă sau alta. Așadar, vom vorbi și de capitanul Costache Chihaia, zis Chioru, respectiv Dimitrie Muruzi, spus Kneazu, sau, în 1945, figură iarăși popularizată în cinematografie prin celebra serie a regizorului Sergiu Nicolescu, avându-l chiar pe el în rolul principal, a comisarului Miclovan sau altădată Moldovan, să vedem care a fost figura care a stat la baza inspirației pentru un asemenea personaj. Așadar, criteriul de expunere astăzi seară este, în măsura posibilităților, unul cronologic. Iar primul în spațiu românesc care își merită apelativul de haiduc este unul dintre capitanii lui Mihai Viteazu. Este vorba de haiducul de origine sârbă, chiar dacă la un moment dat cercetarea sau tradiția mai degrabă spune că are o origine mixtă. N-ar trebui să ne surprindă lucrul ăsta în Balcani. În perioada Imperiului Otoman s-a cam amestecat toată lumea cu toată lumea. Drept urmare, e mai degrabă binevenit în lipsa unor dovezi certe să crezi că poate să aibă și rădăcini de acolo și rădăcini de dincolo. Pentru că mulți spun că ar avea și o paternitate românească, ba chiar că ar fi înrudit direct cu Basarabii prin linia mamei. Este vorba de celebru în istoriografie, Baba Novac. Auzit ați d-un Novac, d-un Novac, Baba Novac, d-un viteazda lui Mihai, dă sare pe șapte cai, de strigă Stambulul vai. El este omul care, născut în jurul anului 1000... Uite, trebuie să ne întrerupem puțin. Exact așa cum făceau haiducii, ne-am trezit și noi călcați de câțiva membri ai grupului Lupii Albi, grup de reconstituire istorică și de cascadori. Mă bucur să-l salut pe domnul Bogdan Jianu, conducătorul grupului. Nu. Și îi vom avea în mijlocul nostru, urmând ca la jumătatea expunerii să-i chemăm puțin pe scenă ca să vorbim un pic și de aspectul tradițional al haiducului. Revenind acum la Baba Novac, dumnealui se pare că era născut undeva pe la 1520. Așadar, suntem încă în era în care Imperiul Otoman este în expansiune. Este momentul când vine la tron Suleiman Magnificul. Cade Ungaria și dintr-o dată cam toți creștinii din sud-estul european se găsesc în fața unei opresiuni islamice care nu are un caracter totalitar, cum au fost opresiunile din secolul 20, dar bineînțeles că apare treptat acea înclinație spre convertirea la islam, care prevedea anumite facilități fiscale, scăpai de niște impozite dacă treceai la islam, respectiv posibilități de avansare mult mai bune,
Pe lângă asta, deși iarăși acolo este o imagine un pic cam accentuată în anumite istoriografii că Imperiul Otoman a fost numai secole de jaf. Ceva ce ar fi fost o anarhie completă n-ar fi putut să reziste atâtea sute de ani, dar nu înseamnă că erau excluse. Comunitățile de creștini se puteau trezi uneori cu bande de turci care, deși aveau de-a face tehnic cu supuși de-ai lor, nu aveau niciun fel de reținere în a jefui, viola, tâlhări și altele. Asta și explică apariția haiducilor ca luptător popular pentru dreptate. Dispărând o autoritate statală care să opună rezistență în mod organizat opresorului, dreptatea este luată în mâini de către oamenii din popor, bineînțeles oameni cu anumite semnalmente. Pe timpul lui Baba Novac și de fapt cam până la sfârșitul perioadei clasice a haiducilor, chiar dacă avem introduse armele de foc, acestea încă nu sunt ajunse la nivelul tehnologic la care să aproape să anuleze vitejia personală, abilitatea de luptător individual. E perioada când oamenii încă se duelează cu săbile și în care o armă de foc, după ce tragi odată, până la 1800 și dincolo un pic, îți ia câteva minute bune să o reîncarci. Deci dacă n-ai nimerit din prima, ghinion. Așadar, este și o epocă a vitejiei individuale și lucrul ăsta îl observăm aproape ca o linie conectoare. Nu prea aveai cum să fii haiduc, să fi fost pacifist, budist sau mai știu eu ce din categoria asta. Și Baba Novac se remarcă încă din tinerețe ca un bun luptător, acționând în perimetrul acesta balcanic și încercând să-i apere pe creștini. Este o luptă care are clar niște idealuri de conduită. Prezervarea credinței creștine, apărarea comunităților aflate sub amenințare turcească, respectiv încercarea de ameliorare a stării locuitorilor din Balcani. Ceea ce este remarcabil în cazul lui este momentul în care intră pe scenă Mihai Viteazu, care îl numără printre capitanii săi de frunte. Baba Novac are aproximativ frageda vârstă de 75 de ani, în momentul când este înrolat în trupele lui Mihai Viteazu în anul 1595, vârstă la care, în general, la vremea aia, trebuia să fie mort, ținând cont de speranța de viață. Nu numai că nu este mort, dar este încă verde, nu este luat doar pentru experiența lui militară, participă propriu-zis la luptele duse de trupele lui Mihai Viteazu. În bătălia de la Schellimber din anul 1599, mai mulți istorici atestă faptul că dacă n-ar fi fost vorba de priceperea militară și de vitejia lui Baba Novac, bătălia ar fi fost pierdută și se numără alături de frații buzești și de alți fruntași ai vremii printre comandanții cei mai respectați de către Mihai Viteazu. Ba mai mult, așa cum ar vrea să ne spună, dar foarte departe de adevărul istoric, filmul Nemuritorii, realizat tot de regizorul Sergiu Nicolaescu, se numără și printre cei care caută să continue opera lui Mihai Viteazu după asasinarea acestuia pe câmpia Turzii în anul 1601, dar este și printre primii care cad victimă reacțiunii, aflat în Transilvania. Suntem în perioada unui război dintre Imperiul Otoman și Imperiul Austriac, Imperiul Habsburgic, cu principală zonă de desfășurare Transilvania. Turcii sunt instalați deja în Ungaria și au pătruns și în partea de vest a Transilvaniei, respectiv în Banat. Există anumite tratative că la un moment dat austriecii devin inamicul numărul 1 prin trădarea față de Mihai. Există zvonul cum că Baba Novac, prin intermediul duhovnicului său, ar fi încercat să negocieze cu un pașă din zona Banatului, deci un paș aflat în proximitatea orașelor transilvane, pentru a-i înlesni cucerirea Clujului, deci cucerirea, de fapt, a întregului principat al Transilvaniei, ca în felul acesta să se îngreuneze pătrunderea austriecilor în provincie. Greu de crezut, dată fiind activitatea de dinaintea omului de luptător anti-otoman, dar nu imposibil. Cert este că sub această acuzație este capturat la Cluj, împreună cu duhovnicul său, și asta este al doilea element al vieții sale care îl face erou de legendă după vitejia dovedită la o vârstă înaintată, respectiv sfârșitul martiric, pentru că fiind acuzat de trădare,
nu are parte, cum a fost cazul mai multor haiduci, de o execuție sumară și să spunem că relativ lipsită de chinuri. Dimpotrivă, este scos în piața orașului, anticipând cumva momentul lui Horea și Cloșca, este schingiuit, este supus la torturi, se pare că a fost parțial jupuit de viu, dovedește iarăși o rezistență ieșită din comun, ceea ce iarăși e o trăsătură comună pentru haiduci, absența fricii în fața morții și înfruntarea cu bărbăție a chinurilor la care sunt supuși, pentru ca în cele din urmă să fie legat atât el cât și duhovnicul său pe un par așezat orizontal deasupra unui foc, l-au pus la frigare pe românește, deasupra căruia a fost învârtit foarte lent de către torționari, în felul acesta inhalând și fum și, bineînțeles, având și părți ale corpului arse, după care se pare că sfârșitul și l-a găsit tras în țeapă, o tradiție așa vis-a-vis de ecou pe care l-aveau fapte eroice asemenea celor ale lui Baba Novac în Balcani, ar spune că sultanul de la vremea aceea, Mahomed al III-lea, chiar ar fi protestat față de soarta nedemnă de un viteaz pe care o îndura acest haiduc. Este vechiul cod cavaleresc, vis-a-vis de faptul că, indiferent în ce tabără ne aflăm, faptele de vitejie trebuie să fie recunoscute, îți execuți adversarul, dar nu-l și batjocorești prin tortură. Bineînțeles că în cazul haiducilor, de foarte multe ori, se aplica viziunea din ceea ce ar fi astăzi codul penal. Fiind considerați infractori, trebuiau să sufere pedepsele legale valabile la momentul respectiv. E o perioadă când drepturile omului sunt o noțiune extrem de străină și majoritatea pedepselor au conotație fizică. Venind în spațiul românesc, anticipând cumva istoria haiducilor din spațiul nostru, în București, deși localizarea lor este aproximativă, știm că aproape de centru, cam prin zona Bisericii Gheorghe Vechi de astăzi, exista butucul. L-ați văzut cu siguranță în filmele istorice, este vorba de acel jug format din două bucăți de lemn care se închid cu un lacăt sau cu o clemă și în care este băgat vinovatul cu mâinile și cu capul, fiind lăsat în poziția asta minunat de comodă pentru o durată dată de timp și perioadă în care, bineînțeles, că n-are cine să-l ferească de o eventuală piatră sau altceva care este aruncat spre figură. Asta era varianta mai ușoară de pedepsire. Se pare că mai înspre sudul orașului, cam pe unde s-ar fi făcut ulterior zahanaua sau abatorul, suntem așadar pe cursul râului Dâmbovița, aproape de pasajul nou creat către șoseaua Mihai Bravu, s-ar fi găsit și afumătoarea domnească și, din păcate, asta nu se refera la șuncă și la cârnați. Afumătoarea domnească consta din doi pari înfipți în pământ, la o distanță cam egală cu cea a unui om, ale cărui mâini și picioare sunt întinse. Pe acea afumătoare erau ridicați cei prinși, fie că era vorba de haiduci, fie de oameni care aveau vinele mai simple, de a nu-și fi plătit dările către stat sau ceva de genul acesta. De regulă erau întinși cu capul în jos, deasupra unui foc mocnit, unde erau afumați adesea cu fum de ardei iute uscat. Ceea ce echivala în termenii de astăzi cu a sta cineva să-ți susure așa drăguț dintr-un pepper spray constant. Bineînțeles că de cele mai multe ori se lăsa cu moartea o asemenea pedeapsă. Îți venea sângele în cap, nu mai puteai să respiri, ți se inflama ochii, ți se inflamau căile respiratorii. Era o plăcere de la cap la coadă. Sunt doar două dintre altfel destul de numeroasele torturi aplicate în epoca, adică te puteai realmente considera norocos dacă te trimiteau direct la spânzurătoare sau la butucul de execuție. De cele mai multe ori aveai de îndurat sau exista și varianta cu atât mai neplăcută a pedepsei, nu cu execuția, ci cu închisoarea, doar că la momentul de început, cel puțin, dar se continuă până pe la mijlocul secolului XIX, închisoarea nu era închisoare de astăzi. Nu aveai 3 mese pe zi, condiții bune, etc. Închisoarea era cel mai adesea ocna. Prin ocnă a se înțelege mină de sare. Adică nu erai doar închis undeva și stăteai acolo așteptând să-ți ispășești pedeapsa, erai trimis la muncă silnică, în adâncul minelor de sare, ceea ce însemna în primul rând că tu nu mai vedeai lumina soarelui și după o perioadă nu prea mai știai ce anotimp sau chiar ce an este în
speranța în care ai fi răzbit vreun an în interiorul ocnelor, pentru că nu cred că vă miră faptul că speranța de viață era una extrem de redusă în aceste ocne de sare, unde aveai o normă de lucru, ca să spunem așa, nu erai vreodată scos de acolo, deci întreaga ta existență se derula în beznă, mâncarea era pe spongi și foarte proastă, se spunea că li se dădea mămăligă din mălai stricat ca singură sursă de alimentare, erau puși să doarmă pe bolovanii de sare fără să fie avut nimic de învelit, indiferent că era iarnă sau vară, fiind sub pământ, oricum vă imaginați că trăgea o lecuță curentul. Și era aproape imposibil de evadat, pentru că te aflai la mare adâncime sub pământ. Pentru paznici era foarte simplu să aibă grijă de tine, deși, cum o să vedem, nu era imposibil o astfel de evadare. Așa va merge expunerea de astăzi. Vom merge pe firul cronologic prezentând mai multe personaje și din când în când vom face o mică paranteză vis-a-vis de anumite trăsături generale. Un al doilea personaj este în legătură directă cu Baba Novac, direct în sensul că este fiul său, Gruia Novac, care reușește să scape execuției părintelui său și care este primul care aduce haiducia în sensul ei clasic, primul atestat documentar, bineînțeles, în zona spațiului românesc, haiducind atât în ținutul de nord al Olteniei, cât și în ținutul de sud al Transilvaniei. E un fapt evident, deși nu este regulă generală, că e mai lesne să haiducești prin zone mai greu accesibile din punct de vedere geografic. E cam greu să fii haiduc în câmp, unde te vede toată lumea, unde ți-ai făcut sălașul. Ai nevoie de fel de fel de ascunzișuri ca să poți să-ți desfășori activitatea. Însă, în cazul lui Gruia Novac, cel puțin prin perspectiva baladei, activitatea lui cuprinde o arie remarcabilă, în sensul că se extinde din sudul Transilvaniei până la Istanbul. Cuprinde întregul spațiu balcanic, aflat sub dominație otomană, greu de imaginat, dar nu imposibil, pentru că asta înseamnă că nu erai haiduc 24 de ore din 24, nu erai haiduc full-time, ci te mai dădeai din când în când la o prădăciune, după care reveneai la o viață aparent cinstită, pozând în negustor, în fel de fel de alte meserii de genul acesta. O altă trăsătură des întâlnită la haiduci este talentul de a se deghiza, de a apărea sub alte identități, până în perioada când se generalizează imaginea tipărită, era destul de greu să fie urmărit un om, dat fiindcă majoritatea nu știau cum arată. Dacă apăreai ca om cinstit, majoritatea te și credeau om cinstit. Balada lui Gruia Novac se leagă în principal, cum altfel, de o crâșmăriță din Țarigrad, că Țarigrad e o oraș mare, dar numai o crâșmăriță are. Crâșmăriță unde haiducul își ia un pic de vacanță, să spunem așa, de la faptele sale vitejești. Se duce acolo să petreacă, bea de luni până duminică. Dacă ne aducem aminte cântecul cu așa beau oamenii buni, îi bea pe datorie, dar îi spune că dacă i-ar da oricum pomană și-ar făcea și dacă n-ar plăti-o, pentru că el este haiduc, are viață scurtă și merită să o trăiască din plin. Se pare că povestea se încheie într-o manieră nesperat de pozitivă pentru viața unui haiduc. Majoritatea sfârșesc nu de bătrânețe în patul lor, ca să folosesc un eufemism, dar în cazul lui Gruia Novac se pare că se leagă o poveste de dragoste cu Crâșmărița și el dispare fericit din istorie, în sensul că nu știm despre o posibilă execuție. Asta este situația în cazul mai multor haiduci, fiind persoane, așa cum am spus, aflate la limita legii. Despre mulți dintre ei știm informații aproximative, dacă nu știm informații cu totul legendare, așa cum este cazul următorului haiduc, pe care urmează să vi-l prezint, din secolul al XVII-lea, de data asta cunoscut sub numele de Iorgu Iorgovan și, ca să nu rimeze doar numele, are și porecla Braz de Buzdugan. Nu știu ce rapsod din perioada aia a dat această denumire, dar ceea ce vă pot spune, în schimb, este că în afara topografiei și a legendelor locale, despre el nu avem niciun document istoric, și faptele lui arată că stă undeva în zona meta-istoriei. Pentru că principala lui ispravă, săvârșită pe Valea Cernei, deci de data asta avem de-a face cu un haiduc din zona de nord-vest a Olteniei, în zona podișului Mehedinți și ceva mai sus. De asta am spus Mehedinți. Mehedinți, scuzați-mă.
care are de luptat ca singular din documentarea pe care am realizat-o eu pentru conferința de astăzi, nu cu un răufăcător uman, ci cu un răufăcător mitologic. De data asta avem de-a face cu un balaur. Un balaur care, potrivit tradiției, se acioase pe Valea Cernei acum, de curând, în timpul războaielor dintre daci și romani. Când altfel? Deci era din vremea lui Mânz, Cocoș, Cocoloș. Se adapă de la izvoarele termale din regiune și în felul acesta devine extrem de longeviv, dacă nu nemuritor, ar spune unii, și capătă proporții gigantice. Drept urmare, este de fapt un simbol, așa cum îl găsim în basmul românesc, dacă ne uităm în lucrările lui George Călinescu sau ale altora. Balaurul, de fapt, reprezintă haosul primordial, forțele de distrugere ale naturii, ceea ce reprezintă într-o ființă vie puterea naturii de a distruge cadrul creat de om, cadrul civilizațional. Balaurul terorizează regiunea respectivă, sătenii încearcă să-l îmbuneze, dându-i zilnic prăzi, boi, vaci, etc., carne, până când balaurul se cam plictisește doar de același meniu și se gândește să se servească și cu puțină carne de om, răpind-o pe Ana Giordănel, o localnică din sat, evident că foarte frumoasă, care este dusă de balaur în pădure, chiar în momentul în care trece pe acolo și Iorgovan. Iorgovan, care, îndemnat, balada nu ne spune exact de la cine are informația asta, bea la rândul său din apele termale și devine uriaș. Acum nu știm dacă se referă că devine uriaș fizic sau doar capătă puteri supranaturale. Și în același timp, bineînțeles, aude un glas de fată care face să răsună văile, glas de jale, este fata care țipă fiind strânsă de acest balaur. Balaurul în mitologia românească cel mai adesea apare sub chip de șarpe, nu este ligioana aceea cu picioare, care apare în alte culturi folclorice. Șarpele o încălăcise pe fată, Iorgovan se repede asupra șarpelui, urmează, bineînțeles, o luptă de proporții epice, cum altfel, timp în care aici pare o analogie aproape nemascată la cea de-a doua muncă a lui Hercule, cea cu Hidra din Lerna, cu un monstru tot așa de natură reptiliană, care teroriza locul, veninos de altfel, că dai șarpe, tot cu șapte capete. Bun, în cazul Hidrei avem istoria celebră că dacă îi retezai un cap, îi creșteau două la loc și Hercule este sfătuit de Atena, de zeița înțelepciunii, ca după ce le taie să le și ardă ca să nu se mai tot îmbulțească. În cazul lui Iorgu Iorgovan nu avem un asemenea proces de regenerare, nu este precum coada salamandrei, dar în schimb, ultimul cap are puteri magice, îi spune voinicului să nu-l taie, pentru că dacă îl va tăia, din el vor ieși muște veninoase care or să atace oameni și animale. Cu toate astea, voinicul ignoră avertismentul, retează și ultimul cap, dar care are puterea miraculoasă să poată să fugă de pe Valea Cernei până hăt departe pe cursul Dunării, unde se așează într-o peșteră, să mă scuzați, ăsta este numele, Gaura cu Muscă. Peșteră existentă până astăzi, unde într-adevăr se pare că își găsesc adăpostul fel de fel de insecte dintre acestea extrem de supărătoare. Este, așa cum am spus, haiducul care vine mai degrabă din sfera legendarului, are chip de erou mitic de data aceasta și luptă nu împotriva răufăcătorilor, ci împotriva forțelor dezlănțuite ale naturii. Este prin excelență, campionul celor lipsiți de apărare, celor obidiți, celor săraci, și că tot am adus vorba de asta, cam aici avem principalul criteriu de demarcare între haiduc și lotru. Lotru fură pentru buzunarul dumnealui. E haiducul care a învățat numai prima parte de lecție, deci fur de la bogați. Și după aia nimic. Haiducul este cel care știe și partea a doua, din ceea ce ai obținut de la bogați, cauți să-i ajuți pe săraci, dar nu este doar sprijin material, ci poate fi și sprijin cu brațul armat. În momentul în care unii sunt împilați de către răufăcători de orice factură ar fi aceștia, la un moment dat chiar există cazuri când haiducii contrează bandiții din zonă, asta înseamnă intervenția manu militari a haiducului și în felul acesta ajutorarea
celor aflați în dificultate, dar bineînțeles că nu li se limitează activitatea doar la spectrul acesta. Cu, așa cum am spus, haiducul este banditul cu încă ceva, dar e totuși bandit la bază. Și în felul ăsta ajungem la cel mai mare jaf comis vreodată de haiduci în spațiul românesc. Suntem tot în zona Olteniei, dar trecem la un om care, după nume, pare că nu intră în categoria asta, pentru că îl cheamă Pavel Lotru. Pavel Lotru, dacă ne uităm la masă, deja începem să ne apropiem de acel tip de costumație. Haiduc din regiunea Olteniei, mai exact din județul Gorj, de la Bălcești. Mică mențiune laterală, este același sat unde s-a născut ceva timp mai târziu interpreta de muzică ușoară Maria Lătărețu. Este omul care, după o vreme de haiducie, se hotărăște să dea o lovitură care să-i permită să plece la pensie. Lovitura aceasta, aflată cel mai probabil de la o ibovnică, în general, haiducii au și dimensiunea asta de mari cuceritori, e atracția exercitată de bărbați adesea frumoși, o să vedem că era mereu așa, dar care aveau într-adevăr o aură dată de viața periculoasă pe care o trăiau, de iubirea pe furate pe care o ofereau de cele mai multe ori. O ibovnică, nu știm exact prin ce filieră, îl înștiințează că în Oltenia va intra un mare convoi de care din Imperiul Austriac, în care se întaduse birurile strânse cam din jumătate din Imperiul de secol XVIII, respectiv din Croația, Ungaria și Ardeal. Am trecut dincolo de 1700, o să ne întoarcem puțin, când situația în Balcan s-a modificat. O idee este cadrul celor mai mulți haiduci. Imperiul Austriac i-a învins pe otoman după asediul Vienei și i-a împins către sud, ajungând aproximativ pe linia Dunării, în zona Serbiei de astăzi. Transilvania este deja sub stăpânirea austriacă, ceea ce explică de ce haiducii din zona intracarpatică dispar primii. Este celebra expresie că acolo s-a schimbat jugul de lemn turcesc cu jugul de fier austriac. Un sistem mult mai bine pus la punct din punct de vedere administrativ, cum era cel al Imperiului Habsburgic, n-a prea mai permis, mai sunt excepții, desfășurarea unor acțiuni de haiducie, pe când în sud, în zona aflată deja în declin din punct de vedere al autorității politice a Imperiului Otoman, haiducia nu face decât să înflorească. Avem însă o perioadă foarte interesantă și cel mai probabil atunci s-a petrecut, că altfel nu explică prezența unui convoi habsburgic în spațiul oltenesc. A doua mare victorie austriacă împotriva otomanilor după pacea de la Karlovitz este pacea de la Pasarovitz. Consumatorii de vin știu ce vorbesc. Este la 1718, când sunt împinși mai departe otomani, este cucerit Banatul de către Eugeniu de Savoia, dar în urma tratatului de pace este cedată și Valahia de la vest de Olt, deci Oltenia. Este singura situație când se trunchează corpul țării românești în perioada dominației otomane și vreme de aproximativ 20 de ani, Oltenia este sub stăpânire habsburgică, deși e adevărat, istoricul Șerban Papacostea este principala autoritate în privința acestei ocupații austriece a Olteniei. Aici fac o paranteză, îmi cer scuze că am uitat să menționez asta la începutul conferinței. Spre deosebire de alte teme, bibliografia privitoare la haiduci este foarte diversă. Drept urmare, nici n-am mai adus și nici n-am mai menționat la început, dar bibliografia folosită pentru conferința de astăzi va fi inclusă în descrierea evenimentului care va fi difuzat pe canalul domnului Sorin Constantinescu. Dar așa ne spune domnul Șerban Papacostea, că administrația habsburgică din Oltenia a fost un eșec, în sensul că nu numai locuitorii țării n-au prea fost încântați de prezența austriacă și de strictețea în impunerea impozitelor, aparent eram un pic mai puțin nemulțumiți cu turcii care mai jefuiau din când în când, dar mai uitau în alte perioade de tine, decât cu fiscul austriac, care era cum altfel de precizie nemțească. Lucrul ăsta i-a cam nemulțumit pe locuitori și mai mult i-a nemulțumit și pe boierii locali care se așteptau să aibă mână liberă în noua provincie austriacă. N-a fost așa, austriecii au venit tot cu jugul de fier. Drept urmare, treptat, s-a ajuns la ceea ce a rămas până astăzi expresie în România, țara lui Papu Răvodă.
Există două variante acolo, într-adevăr, pentru expresia asta. Una este cea de, legată de domnia lui Ștefăniță Lupu, fiul lui Vasile Lupu, în sensul de o perioadă de mari lipsuri, când locuitorii țării Moldovei au ajuns să mănânce papură de foame. Dar alta se leagă de un slujbaș intrat aparent în solda austriecilor din Oltenia, Neagu Papură, care ajunsese de fapt stăpânul de facto al provinciei Oltene, nemai având niciun fel de legătură cu autoritățile austriece. E bine, pe fondul acestor eșecuri administrative vine și această ispravă a lui Pavel Lotru. Bineînțeles, un asemenea convoi nu era o țintă ușor de atacat. Vorbim de 20 de care cu perepții ghintuiți, deci erau scânduri cu cerci de fier trase, erau niște seifuri mobile, niște vehicule de bancă, în termeni moderni ai cuvântului, fiecare trase de 8 perechi de cai ungurești, deci niște atelaje cât de grele se puteau pe vremea aceea și evident nu ni se dau cifre, dar cu siguranță aveau o escortă armată pe măsură, că nu puteai să-i trimiți așa la plimbare cu dita mai averea după ei. Drept urmare, pentru a reuși, Pavel Lotru are nevoie să se unească cu mai multe cete de haiduci și se unește cu cele ale lui Radu Ursan și Neagu Papură. Tadam! Exact țara lui Papură Vodă. În felul ăsta reușesc să strângă suficient de mulți oameni pentru ca undeva în zona Drăgășaniului, cam tot pe unde s-a inventat termenul de șmecher în limba română, dar nu intru în detaliile astea, să reușească să prindă în ambuscadă și să înfrângă escorta militară a acestui convoi austriac, văduvind imperiul, de ceea ce la bugetul de stat ar fi fost cam 40-50% din încasări. Situațiile pot să se întâmple și astăzi, doar că astăzi haiducii stau undeva pe internet și fac chestia asta. Și totodată, pentru că se pare că au respectat codul etic haiducesc și n-au ținut banii doar pentru ei, ci au împărțit sermanilor, au produs o devalorizare a monedei în Oltenia. Atât de mulți bani au intrat odată pe piață, încât a scăzut valoarea monedei. Este un fenomen similar cu ăla pe care l-a produs cel considerat cel mai bogat om din istoria umanității, Mansa Musa, împăratul Maliului în zona auriferă a Africii, care, îndeplinindu-și obligația islamică de pelerinaj la Mecca, a aruncat cu atâta aur în stânga și în dreapta pe traseu străbătut prin Egipt, încât a devalorizat moneda. Cam așa ceva fac și haiducii noștri și în felul ăsta austriecii de fapt sunt convinși, este adevărat că ei au pierdut militar Oltenia în 1738, ca să zic așa, s-au cam aruncat într-un nou război împotriva turcilor, care de data asta au fost prinși pregătiți și au reușit prin victoria de la Pitești, și apoi prin cea de la Craiova în 1737 să elibereze Oltenia, care ulterior prin pacea de la Belgrad în anul următor, în 1738, revenea definitiv în corpul țării românești. Și bineînțeles că, dacă tot am menționat de tovarășii lui Pavel Lotru, e cazul să spunem câteva cuvinte și despre Radu Ursan. Este și el parte la cel mai mare jaf din istoria haiducilor, dar totodată este singurul haiduc cu preocupări artistice. Este renumit pentru faptul că, mai ales pe soldații imperiali, de soldații armatei austriece, cătanele, cum mai sunt cunoscute în textele populare, pe care le captura, mai ales dacă mai știau și câte o boabă de limbă română, le punea să joace în piese de teatru regizate ad hoc, ca să se poată distra și el puțin. Deci este primul om care știe că, pe lângă bani, omului mai trebuie și un pic de distracție, mai ales în cazul haiducului care e pasibil să moară azi mâine, nu strică să aibă și un pic de râs, așa că unele dintre cătane, cele vorbitoare de limbă română, se trezeau că li se prelungește captivitatea ca actori fără voie în trupa lui Radu Ursan, haiduc care își desfășoară activitatea exact în perioada asta de ocupație austriacă a Olteniei și caută să prelungească un pic tulburările din timpul războiului ruso-austro-turc din 1738-1739, dar are neșansa să moară, culmea, nu împotriva austriecilor cu care luptase majoritatea vieții sale, ci într-o luptă cu turcii, care încă au suficientă putere să intervină în Transilvania și cade în zona Caransebeșului. Nu face parte din această bătălie, dar țin să o remarc, pentru că este una dintre cele mai amuzante, dacă pot să suporte termenul ăsta, bătălii din istorie. Este vorba de
Lupta de la Caransebeș, dată 30 și ceva de ani mai târziu, în care Austria a fost înfrântă de Austria. Pentru că soldații austrieci trimiși în Transilvania ca să contracareze o ofensivă turcă, se pare că s-au cam cinstit seara cu ceva țuici palinci locale, după care anumiți soldați pe întuneric ar fi strigat halt, nu știu cum din halt s-a înțeles că vin turcii, și au început să tragă unii în alții. În felul ăsta, a doua zi dimineață s-a constatat că existau câteva mii de morți, dar nu exista, învinsul era totodată și învingătorul. Și asta a dat probabil cea mai sublimă victorie a Imperiului Otoman din întreaga istoria sa, pentru că n-au avut nevoie să trimită nici măcar un soldat pe câmpul de luptă. Dar acum, că tot vorbim de Imperiul Austriac, asta este o altă idee care merită subliniată, că activitatea haiducilor nu se rezumă la spațiul sud-transilvan, respectiv din nordul Olteniei, ci îi întâlnim, chiar dacă e adevărat că în număr mai restrâns, și în alt teritoriu intrat sub stăpânirea austriacă, de data asta din 1775, de data asta ne referim la Bucovina, intrată în cuprinsul Imperiului Austriac, are la rândul de înfruntat unele opresiuni drept ceva mai blânde decât în Transilvania. Și aici îl avem pe Ilie Darie Pomohaci. Din păcate, numele ăsta are o altă conotație azi, dar eu mă refer la haiducul de acum 250 de ani. Este născut în ținutul Putnei din Bucovina și de data asta are alte trăsături de erou mitologic, în sensul că are o seamă de semnalmente neobișnuite încă dinainte de a se naște. Se spune că plânge în burta mamei, mama nu poate să-l liniștească și văzându-i agitația, îi spune niște cuvinte care se dovedesc cu rol divinatoriu, în sensul că influențează destinul, zicând aista ajunge ori hoț, ori domn mare. Dar pentru că a zis întâi hoț, aia s-a și înțeles la furca sorții, așa că încă de mic copil îndeplinește proverbul cine fură azi un ou, mâine va fura un bou și trece de la mici furtișaguri dintre astea domestice la haiducie în toată legea, ceea ce bineînțeles că la un moment dat îl pune pe lista celor mai căutate persoane din județ, nu înseamnă din județ, scuzați-mă, din ținut. La un moment dat, în rândul bandei sale de 11 haiduci, în general ceea ce vedem inclusiv prin filme, când vedem câte o liotă dintre asta de se apropie de un regiment, treaba aia este complet fantezistă, dintr-un motiv cât se poate de simplu. Nu poți să ascunzi eficient o ceată mai mare de 10-20 de oameni. Lasă urme o asemenea trecere și o asemenea tabără de mai mari dimensiuni este foarte ușor de depistat. Așadar, în afară de cazuri excepționale, cum este lovitura lui Pavel Lotru, haiducii nu prea puteau să fie întâlniți în număr mare. Erau cete mici care foloseau, în schimb, atenția în a depista o țintă valabilă. În general, nu atacau convoaie bine păzite, ci, dimpotrivă, oameni relativ lipsiți de protecție, care circulau cu sume accesibile. Cam asta face și Ilie Darie Pomohaci. La el aflăm prima oară cronologii și de o ucenicie între ale haiduciei. Avea un stadiu de pregătire. Ca să poți să intri în activitate, se pregătește în ceata Harambașei Voichița, pentru ca ulterior să-și facă propria ceată de 11 viteji, între care se numără un domn cu un nume interesant, Atanasie Porumbescu. Nu e o confuzie de nume, este bunicul lui Ciprian Porumbescu. Într-o scriere memorială a tatălui lui Ciprian Porumbescu se găsește menționat acest aspect, că tătânesul făcuse parte din ceata de haiduci a lui Darie Pomohaci. Și acesta se unește pentru anumite tâlhării mai mari sau uneori ca să răzbească poterele, cetele, fie de oameni ai statului, fie de mercenari plătiți ca să-i vâneze, trimise împotriva lor, se unește cu Ștefan Bujor, haiduc despre care vorbim imediat, și bineînțeles că se folosește de fel de fel de refugii montane care îi poartă amintirea. Este vorba de zona cunoscută drept Pietrele Muierilor, stâncile de la Solca, unde se găsesc mai multe însemnări în piatră și inclusiv sculpturi. Există inclusiv chipul lui Hristos săpat
pe o asemenea stâncă. E o altă stâncă cu o scobitură de desubt unde se ascundea haiducul în perioada când umblau poterele după el. Și asta este o trăsătură a haiduciei. Încep să jefuiești și în măsura în care ai succes, la un moment dat ești nevoit să te retragi brusc din activitate pentru că ai mobilizat împotriva ta suficiente efective cât asta îți devine o problemă. Și atunci ai nevoie să stai ascuns o perioadă. De asta găsim în cazul mai multor haiduci fel de fel de văgăuni, de peșteri, chiar de camere care se aseamănă cu povestea din Ali Baba și cei 40 de hoți, cu uși fermecate care se închid și se deschid doar la cererea acestui erou. El aici se refugiază. Bineînțeles că descoperirea lor ar fi putut să fie facilitată cel mai adesea de locuitorii din zonă. Dacă oamenii locului îți spuneau că e uite-l acolo, îl găseai mult mai lesne. Nu prea se întâmplau lucrurile astea. Erau în general figuri de eroi populari, tocmai prin această parte a codului cavaleresc al haiducilor, că erau protectorii celor nevoiași. Darie Pomohaci este extrem de celebru în zonă prin faptul că se îngrijește de bătrânii de care nu mai îi pasă nimănui, de văduve care fie aveau o existență mizeră, nu își puteau hrăni copilașii, sau dacă aveau fete mai mari, le lipsea zestrea ca să poată să le mărite, și de oricare altcineva are vreo nevoie, mergând și până la a pedepsi micile abuzuri. Este relatat o întâmplare când, întâlnind o văduvă care pusese niște bani deoparte și mergea să-și cumpere vacă de lapte de la rădăuți, îi dă el banii mai mulți decât avea ea, îi spune să meargă să cumpere vita, dar o urmărește și vede că negustorul îi cere mai mulți bani decât face vita. Drept urmare, îl urmărește și pe negustor și ia banii câștigați printr-o escrocherie de data aceasta. Nu vorbim de un abuz fizic, dar este tot o formă de profit de pe urma sărmanilor. Asta este, prin excelență, ceea ce sancționează haiducul. Din păcate, este capturat în 1807 printr-una dintre cele mai des întâlnite situații din viața haiducilor, respectiv trădare, dar cel mai adesea nu de către locuitorii care erau ajutați, ci chiar de către un om din propria bandă. Asta explică popularitatea recompenselor puse pe capul unui asemenea bandit. Este trădat și se pare că, aici continuă aspectul mitologizant, își prevestește moartea având un vis în noaptea dinainte în care își vede pușca cea nouă rupându-se în două. Ăla este momentul când realizează că va fi prins și are un moment de resemnare, se dă prins fără să lupte în cazul său. Și prin urmare este dus în locul ce se pare că se păstrează până astăzi. N-am ajuns în zonă, din câte am putut verifica în mediul online. Se pare că încă se găsește acolo. Este vorba de unul dintre cei mai bătrâni arbori de pe teritoriul României, un fag secular. Locul se numește La Făgan, unde urmează să fie spânzurat, dar mai înainte de a se întâmpla aceasta, dat fiindcă e un om încă tânăr, cere să-și vadă pentru ultima oară mama și o învinuiește pe femeie de soarta lui, zicând: dacă nu mi-urai tu să fiu hoț, n-ajungeam așa, știi? Și bucura când erai mic de ce ciordel mai făceam eu, că te ajutam în gospodărie. Dar uite ce mi s-a întâmplat în definitiv. Și în felul ăsta avem, ca să zicem așa, un cerc complet de mitologie haiducească. Acum cumva încerc să țin numele cele mai sonore prin centrul expunerii. Tocmai de-aia m-am dus un pic mai departe în timp și acum o să mă întorc la începutul secolului XVIII, deci pe la 1700, când avem, așa cum o să puteți observa și din costumul domnișoarei Alexandra Negrilă prezentă astăzi, figura cea mai celebră de haiduc din spațiul intracarpatic, respectiv din zona Maramureșului, este vorba de Pintea Viteazu, de fapt pe numele său real, Grigore Pintea, personalitate devenită extrem de cunoscută atât prin intermediul baladelor numeroase scrise pe seama sa, cât și ulterior prin piese de teatru, romane și, bineînțeles, avem în filmografie cele două filme realizate în anii 80, avându-l pe Adrian Pintea în... scuzați-mă, nu fac o confuzie. Este filmul Pintea, realizat în anii 70. Pardon? Florin Piersic, da, am făcut confuzie cu Ian Cujianu, cer scuze. În cazul lui Pintea,
observăm o treabă mai rar întâlnită. Bineînțeles că mediul principal de recrutare al haidușilor este clasa de jos. Sunt cei care îndură lipsuri, care ajung să ia calea codrului, fiind de fapt un exponent al celor din popor. Nu este cazul lui Pintea. Pintea face parte din mica nobilime românească din zonă. Este născut în familia de mici boieri Cupșa, dovadă că este membru al unei clase de mijloc, dacă nu chiar de în sus, este și faptul că face școală. Este născut la 1670, doar nobilii și clericii beneficiau de școlarizare în perioada aceea. Face școală românească la Aiud, datorită căreia poate să vorbească și nemțește. Și totodată este un om cu carte, ca să zicem așa. Și de data asta, haiducia lui are mai degrabă context politic decât social, pentru că este născut exact în perioada în care stăpânirea în Transilvania trece din mâinile turcilor în urma păcii de la Karlovitz și intră pe seama Imperiului Habsburgic, așa cum am menționat ceva mai devreme. Însă, o parte a nobililor transilvani organizează o mișcare de rezistență. Sunt cunoscuți sub denumirea de curuți în istoria Transilvaniei. Încearcă, pentru a conserva autonomia Transilvaniei, Transilvania fusese voievodat autonom încă din perioada regatului maghiar, statut menținut de Imperiul Otoman, în timp ce austriecii, la scurtă vreme după cucerire, au transformat-o în provincie. I-au desființat parte din autonomii, lucru care, bineînțeles, că n-a putut să convină. Și în plus, la fel ca și cei din Oltenia, dar pentru mult mai multă vreme, și transilvanenii s-au trezit băgați sub fisco austriac, care nu era, așa cum am spus, o prezență comodă. În cadrul acestei mișcări de eliberare, să spunem, sau de rezistență națională, organizată în prejurul principelui Francisc Racoții al II-lea, ultimul conducător cu pretenții de autonomie al Transilvaniei, s-a aliat și Pintea Viteazu. Suntem în anul 1703. Pintea are în jur de 33 de ani și este, cum altfel, deja om cu faimă în zona de nord a Transilvaniei. Reușise o ispravă greu de egalat pentru haiduci, respectiv cucerirea unui castel. Cucerise cetatea de la Rona din Maramureș în 1698, reușind să ucidă 250 de soldați. Pentru haiduci, adepții tacticii, lovești și fugi, lucrul ăsta era un fapt cu totul fără precedent. Așadar, vedem că el este undeva la graniță între haiduc și comandant militar local, mai degrabă. Asta, bineînțeles, că l-aduce imediat în atenția autorităților habsburgice, pentru că este un om care dispune de mult mai importante mijloace militare, dacă poate să atace obiective fortificate. Drept urmare, comandantul Sătmarului, evident satul mare de astăzi, Frodericus, caută să-l prindă, reușește, dar totodată se dovedește a fi om cu multă diplomație acest comandant austriac, nu-l execută, ci îl convinge să treacă de partea stăpânirii. Adică, băi, ți-ai pus simpatia de partea perdantă. Nu vrei tu să fii la învingători? Și în prima fază lucrurile par să se așeze, până când, nu mi-este mie cel puțin clar, dacă o fi clar în istorie, nu am reușit eu să aflu, se produce o eroare de comunicare cu Viena, cu centrul puterii. Împăratul Leopold, ori ignorând înțelegerea făcută între Pintea și comandantul de la Sătmar, ori aflând de alte fapte, pune preț pe capul lui Pintea, 500 de taleri, și lucrul ăsta îl aruncă din nou pe Pintea în haiducie, îl adaugă curuților. La comanda lui Francis Racoții, activează, bineînțeles, în zona pe care o cunoștea cel mai bine. Și ăsta este un criteriu, de data asta, destul de intuitiv al haiducilor. Zona unde își au cel puțin centru activității este cel mai adesea zona nord-natală, pentru că acolo cunosc toate particularitățile terenului, toate ascunzișurile, acolo se pot desfășura cel mai lesne. Este trimis să asedieze cetatea Baia Mare, unde, din păcate, este împușcat și cade în 14 august 1703. Nu spun datele istorice. Se pare că a fost împușcat de un proconsul ungur. Deci, iată, încă de atunci, vreau să înțelegeți că asta e o glumă. Dekși István se numește domnul, dar aici apare și treaba cu legendele. În jurul lui Pintea
cel mai probabil se țes cele mai numeroase legende. De data asta o să prefer să citez o parte din una dintre balade. Pintea în munte săsuie, mândră curte zugrăve, cu cătane o domn grădea, cu frunze o acoperea, numai pintea și-o strigat, din tevoi de s-a afla, de s-a afla careva, să meargă la baia mare după pită, după sare, după vin din cel mai tare ce beau domnii la gustare, nimeni nu s-a mai aflat, numai a pintii fârtat, numai el că și-o strigat, meroi pinte-o, meroi eu, de mi-ai dat un murgu tău, murguțul tău cel de vânt, cu coama până la pământ. Aici avem primul element fantastic, unul dintre cele mai distinctive în cazul lui Pintea, nu doar că el este înzestrat cu puteri supranaturale, cu forță herculeană, aparent dată de o floare pe care o culesese în noaptea de sânziene, ci și calul său este un cal cu puteri supranaturale, capabil să zboare. Mai multe legende din partea locului spun că Pintea putea să treacă în zbor de pe un vârf de munte pe celălalt. Aici ne vedem cumva introduși în mediul basmelor, lumea lui Harapalp, dar evident că nu poate să fie altfel decât cea mai apropiată relație a haiducului pe lângă tovarășii de arme să fie aceea cu murgul său, pe care adesea și-l consideră frate pentru că poate să-l scape din fel de fel de situații limită. Și continuă balada, dimi spune moartea ta, moartea ta din ce ți-ar sta? Moartea pinte atâta ră, trei grăuțe de secară, trei de grâu de primăvară, la pintea la subsoară, trei grăuțe de grâu sfânt și un plumbunț mândru de argint, la pintea fără de rând. Deci legenda spune că nu putea să fie ucis decât cu combinația asta de trei grăuțe de secară, trei de grâu de primăvară, dar ținute la subsoară o vreme, aduse alături de un glonț de argint. Am intrat direct în lumea fantasticului, proprietățile argintului, ale farmecilor și numai asta poate să desfacă vraja supranaturală care îl apără, să spunem așa, pe viteaz. Din păcate, tot în domeniul semilegendarului stă și mormântul lui Pintea, deși știm că este personaj istoric real, că a fost căsătorit și cel mai probabil a avut și copii. Mormântul lui este mai degrabă subiect de legendă. Există un loc în pasul Gutâi care este creditat ca fiind mormânt al lui Pintea, dar părerile sunt împărțite, ca să mă exprim delicat, în privința veridicității istorice. Vă lăsasem în zona Bucovinei, de unde o să cobor un pic ca să vedem că și ținutul ăsta istoric românesc are haiducii săi. De data asta coborăm puțin în Moldova, unde îl întâlnim pe fratele de cruce al lui Ștefan Bujor, Darie Pomohaci, Ștefan Bujor. Iarăși alt aspect, pentru că îl întâlnim și în balada lui Andrei Popa, care-i treaba asta cu frați de cruce sau frați de sânge? Și are frați de cruce 7 și a subt sângele cu lapte. Chiar balada ne spune ce însemna. Asta era cadrul suprem de alianță. Era o alianță care trecea de orice fel de conveniență politică de moment. Fratele de cruce era cel care nu ți-l dădea mama, ți-l dădea o prietenie dusă până la moarte. În momentul în care spui frați de cruce, te referi la un ritual în care cel mai probabil se secționau venele de la încheietura brațului, de către ambele persoane, și erau suprapuse în chip de cruce, un braț peste celălalt. Atingerea aceasta a sângelui dădea, de fapt, legătura se întâlnește și în cazul vrăjitoriilor, în mai multe ritualuri și obiceiuri folclorice, este probabil elementul cel mai profund de legătură. În momentul când s-a amestecat sângele, treaba devine organică, trece de convențiile umane. Sau varianta frați de sânge exista și tot prin secționarea venelor de la nivelul antebrațului. Se scurgeau câteva picături de sânge, iată, Andrei Popa ne spune, în lapte, cred că mai des era vinul, că totuși, și după aceea, într-o îmbrățișare ritualică, consumau ambele persoane acel lichid amestecat cu sânge și în felul ăsta se pecetluia legătura. În cazul lui Ștefan Bujor, stabilit în zona Tătăraș, în zona Iașului, deși ardelean de origine, vorbim de cazul clasic de om care, deși om cu stare, cu gospodăria lui, deci făcea parte din clasa de mijloc, să spunem, căsătorit, om la casa lui, ce să mai vorbim,
Din cauza nedreptăților văzute pretutindeni în societatea vremii sale, suntem de data asta spre finalul epocii fanariote în țările române, în cazul țării românești 1714-1821, în cazul Moldovei 1711-1821. Nu e o prelegere despre fanarioți. Acum, ceea ce vreau eu să punctez este că, spre deosebire de cum au fost zugrăviți de multe ori în tradiția folclorică, ăștia n-au fost toți răi, ei în sine, acești principi de origine greacă, majoritatea veniți din fanar. Unii dintre ei au fost foarte buni ilustratori ai secolului luminilor, despoți luminați, însă declinul Imperiului Otoman și statutul de subordonare al țărilor române a făcut ca, indiferent de bunele intenții ale unor asemenea principi, situația în țară să fie una dintre cele mai proaste cu putință, atât în Moldova cât și în țara românească, fiind spoliați țăranii adesea atât de fanariot care, așa cum spune un istoric, trebuia să facă trei averi în momentul când venea pe tron, trebuia să facă o avere prețul lui de înscăunare, trebuia să facă o avere pentru mită dată la poartă ca să se țină pe tron sau să fenteze o decapitare rapidă și a treia pe care să o aibă el de folosință odată ce era dat jos din scaun. La astea se adăugau toate birurile impuse de Imperiul Otoman, de la celebru haraci până la zaherea, la provizia care trebuia să fie dată oștilor turcești aflate în campanie și apoi fel de fel de daruri, de peșcheșuri sau ce-și luau turcii cu mâna lor în timpul jafurilor, toate astea au dus la o fiscalitate greu de înțeles astăzi. Nici astăzi nu trăim într-o lume perfectă, dar oamenii de atunci ajunseseră să se băjenească, adică fugeau sate întregi decât să mai plătească birul, decât să mai îndure ceea ce în tot mai puțin în termen era o robie. Că bun, noi n-am avut sclavi, dar situația șerbilor nu era departe de una de sclav. Lucrurile astea, evident, nefiind apărate de vreo autoritate centrală, pentru că, așa cum am spus, ei erau puși pe căpătuială și erau excepții ale unor drăgători care aplicau dreptatea, trebuiau să fie răspunse din partea oamenilor obișnuiți. Și iată acest Ștefan Bujor, care ne spune cronicarul său, plămădit din acela luat al celor care nu mor de bătrânețe în patul lor, se dedă la fapte de haiducie, dar n-are atât de multă șansă în prima lui activitate, este capturat foarte repede, pe când în Moldova domnește Alecu Moruzi, are nenorocul să-l nimerească pe unul care a aplicat legea destul de la literă. Alecu Moruzi nu este cunoscut drept un domnitor tolerant, dar este un domnitor foarte atent cu aplicarea legii, este un legislator. Are marea șansă, în cazul său, ca soția să intervină, să ceară milă în numele său și să obțină îndurarea lui Alecu Moruzi, după care, bineînțeles că Bujor promite să se facă om serios, se așează pe moșia unui boier din neamul Catargiu, unde stă liniștit până când boierul îi dă o bătaie la scară pentru o anumită pagubă pe care din neatenție i-o făcuse. Bujor nu poate să îndure treaba asta și ia din nou calea codrului. De data asta, cumva plecând cu mai multă hotărâre decât întâia oară, își creează o ceată mai puternică, se face frate de cruce cu Darie Pomohaci și din zona Moldovei își extinde jafurile atât în Bucovina și în Transilvania, cât și spre sud, către Focșani. Bineînțeles, ca să ai o asemenea arie de desfășurare, trebuie să ai pe lângă frații de cruce și o serie de complici. Tocmai de-aia cam toate codurile de legi încă din perioada aceea prevăd pedepse nu doar pentru bandit, ci și pentru tăinuitorii sau gazdele de bandit. Sunt cei care nu participau propriu-zis la actele de tâlhărie, dar le oferau acestora adăpost. De data asta avem chiar un om de viță nobilă, un boiernaș din zona Moldovei, din zona Neamțului, Gheorghe Caravia, care la rândul său tâlhar mascat, om care de data asta își completa veniturile prin fel de fel de tâlhării, le oferă adăpost atât lui Bujor cât și altui haiduc, Gheorghe Ardeleanu. Aceștia iernează în 1808 în casa acestuia, săvârșesc mai multe prădăciuni împreună, după care, la venirea primăverii, când era mai ușor să trăiești prin codru, vor să plece, Caravia propunându-le să mai facă un jaf împreună, spunându-le că are știre că va veni un negustor bogan de la Roman către Focșani, pe care îl pot prinde, îl pot ucide și îi pot lua banii. Moment în care aici apare o altă chestiune în codul de conduită al haiducului, cei doi ripostează spunând că ei nu fac ușor moarte de om.
Bineînțeles, nu sunt chiar din speța muschetarilor, oameni de tot onorabil care nu ar ucide niciodată, dar la haiduci se observă această reticență de a ucide, ba chiar și de a schingiui oamenii. Cel mai adesea ei îți spun foarte clar că e mai bine să le dai banii și să pleci nevătămat de acolo, ba chiar unii duc curtoazia și mai departe și nu ți iau tot avutul, îți lasă bani de cheltuială de drum sau îți lasă caii dacă te-au surprins undeva pe drum ca să poți ajunge întreg la destinație. Mai mult decât atât, chiar până la cei mai înalți dregători ai țării, vedem mai multe cazuri de haiduci care îi feresc pe cei care se arată milostivi față de supușilor. Deci nu trebuia doar să fii bogat, ci cum exercitai acea bogăție îi interesa pe haiduci. Față de boierii cinstiți, e drept, minoritar la vremea aia, majoritatea haiducilor se abțin de la intervenții. O să vedem mai încolo niște cazuri concrete. Iar și pe cei pe care îi pradă, cel mai adesea îi lasă doar cu sperietura propriu-zisă și nu se dedau la violențe. Asta este o deosebire extrem de importantă între haiduc și bandit, care bineînțeles că nu are niciun fel de scrupule morale de felul acesta. Refuzul celor doi de a participa la fapta lui Caravia îi face să se despartă în condiții destul de reci. Cel care revine primul la acest ascunziș este Gheorghe Ardeleanu, care de data asta este însoțit și de o femeie foarte frumoasă, Catrina. Și de aici, exact ca în piesele lui Caragiale, se ajunge rapid să se facă moarte de om, pentru că boierul este atras de frumusețea fetei și pune la cale, folosindu-se de robii țigani de pe moșia sa, asasinarea acestuia. Ardeleanu este ucis și este prădat. Îi se găsesc două chimiruri, unul în care erau cusuți bani de argint, altul în care erau cusuți bani de aur. Era principala metodă de depozit financiar pe vremea aceea. Asta și îngropatul averilor. Iar trupul, suprem sacrilegiu, nu este îngropat creștinește, ci este aruncat pe marginea șanțului să-l mănânce câinii. De lucru ăsta află Ștefan Bujor, revenind la rândul său pe acele meleaguri, moment în care, unindu-se cu mai mulți haiduci, pun la cale ceea ce este de fapt un tribunal sui generis, deși nu ei sunt evident autoritatea legală, îi adună pe toți cei implicați în execuția lui Gheorghe Ardeleanu, îi interoghează, evident punându-i la cazne, îi pune pe fiecare să mărturisească cine este cel care l-a ucis, cine este cel care l-a prădat, cine este cel care i-a aruncat trupul. Și după mărturiile astea, pe care le consemnează avându-i pe seten de martori, și realizează toată procedura legală pentru incriminare și nu-l ucid ei cu mâna lor pe Caravia, ci trimit aceste documente la logofeția din Iași, care ia act de un fapt de justiție desfășurat în afara autorității sale și culmea reacționează. Caravia este adus la Iași și spânzurat la Copou în 1810. Deci este o dreptate împărțită de haiduci și sancționată de stat. Uneori, fie marii demnitari în nume propriu, fie chiar autoritatea statală din perioada aia, dovedește respect față de contul de conduit al haiducului. Țin cont de faptul că ăștia nu omoară, sau cel puțin nu aleatoriu, nu se dedau la cruzimi inutile, ba chiar unii au un cod moral de conduit, în sensul că nu beau, nu se amestecă cu persoane de moralitate îndoielnică. Sunt oameni care, deși teoretic certați cu legea, au un cod de onoare. Și lucrul ăsta este unor respectat și de autoritatea statală. Asta este o treabă foarte interesantă de observat în povestea haiducilor și în cea lui Ștefan Bujor. Și încă un aspect teribil de simpatic din punctul meu de vedere în cazul său este, bun, are o tâlhărie comică de-a dreptul, îl oprește pe spătarul Iordache Sturza din una dintre cele mai mari familii boierești, pe care exact îl omenește. În primul rând nu-i face niciun fel de rău fizic, se afla și cu soția în caretă spătarul, îi cere banii, dar lăsându-i de cheltuială și lăsându-i caii, și chiar se amuză împreună cu soția, care nici pe departe speriată râde cu gura până la urechi, zicând cum de haram s-au dus astea pe care ți le-am dat acum, tot de haram or să vină ele și înapoi. În sensul că suntem boieri cu stare, nu ne cramponăm de atâta lucru. Dar mai interesant este faptul că acest om, primul în ordine cronologică, își anunță jafurile. Boierii pe care urmează să-i calce sunt adesea înștiințați în prealabil de o misivă în care spune bre, te calc. Așa se întâmplă cu boier Lupașcu, de undeva din zona Focșanului, care primește cu o săptămână înainte o scrisoare de la Bujor. Omul
ignoră aproape total, dar totuși își ia unele minime precauții, se servește de ceea ce reprezintă în perioada fanariotă arhinamicul haiducului, este vorba de Arnăut. Arnăuții sunt mercenari din zona balcanică la vremea aceea, deși termenul la un moment dat a fost echivalat cu cel de albanez, pentru că, într-adevăr, albanezii alcătuiau grosul acestui corp de miliție, dacă vreți, sau de pasnici, dar puteau să provină de oriunde din sfera Imperiului Otoman, din zona balcanică, îmbrăcați tradițional, așa cum vom vedea la finalul primei părți, în costume foarte împodobite cu găitane, cu brâul la care străluceau arme, care de care mai frumos sunt împodobite, numărul armelor fiind dat în cazul armelor de foc, bineînțeles de faptul că nu aveai încă vreo pușcă, vreun revolver care să poată să tragă mai multe gloanțe și atunci într-o luptă aveai nevoie să tragi cât mai rapid și cu hangerele aferente. Ei sunt nelipsiți atât ca forță de miliție, cât și ca gardă personală pentru oamenii cu dare de mână, fiind mercenari, în adevăratul sens al cuvântului, sunt puși câțiva dintre ăștia, mai ales că n-ar fi vrut boierul Pașcu să-i se strice cheful pe care îl planificase în acea seară cu paharnicul Iordache Popovici, care vine în ospeție, se pun frumos la masă, beau copios, apoi se mută pe divane, unde li se aduc zaharicale și încep să joace cărți. Moment în care încep să sune clopotele din localitatea învecinată și paharnicul numai așa se întoarce tras la față către boier Lupașcă și atât îi spune, bujor. Și urmează, bineînțeles, pătrunderea acestei armate de haiduci în curtea boierească. Majoritatea străjilor, oameni cu scaun la cap, aruncă frumos armele și paciție drumul. Un singur arnăut încearcă să se opună și îi se opune unui glonț în cap. După care cei haiducii intră în casă, îl pradă pe vornic, le iau și bijuteriile jupâneselor. Dacă omul n-a vrut să dea de bunăvoie, s-au perceput penalități. Și după aceea pleacă, moment în care bujor îi dă un zâmbet de îngheață, sângele învine și paharnicului Iordache Popovici, care juca în deplasare, anunțându-l prin acel zâmbet că este următorul pe listă. Din păcate, se pare că n-a mai ajuns și la acesta, dacă astea sunt fapte istorice reale, pentru că a fost capturat tot prin trădarea unei gazde în anul următor, în 1811, și a fost de asemenea spânzurat, asemenea trădătorului Caravia, la Copou, în Iași. Și acum o să operez iarăși o mică inversiune cronologică, mai avem două figuri pentru partea aceasta a expunerii. Ar fi trebuit să vorbesc de Iancu Jianu, dar cum el reprezintă arhetipul haiducului din Oltenia, o să-l las pentru ultimul personaj din expunerea asta și voi merge de data asta aici, în București, ca să vorbim de un autentic haiduc bucureștean, cel pe care l-a folosit ca sursă de inspirație regizorul din filmul Haiducii și a dat rolul răspopitului, jucat magistral de Toma Caragiu. Este vorba de haiducul Ioniță Tunsu. Imediat îi explicăm numele. E adevărat că n-am plecat, de fapt, din zona Olteniei, pentru că omul era născut în județul Olt. Dar vine de vreme la București, unde nu prevestește nimic cariera lui de haiduc, pentru că intră în rândul clerului inferior. Este paraclisier și dascăl, având voce foarte frumoasă și fiind, se pare, om știutor de carte, la două biserici care există până astăzi în spațiul bucureștean. Una este Sfântul Gheorghe Vechi, de pe actualul bulevar Brătianu. La vremea aceea era cuprinsă, practic, în centrul vechi al capitalei. Nu este cea cu vedere la bulevard. Acela este Sfântul Gheorghe Nou. Sfântul Gheorghe Vechi este astăzi mascată de la stradă de, mă rog, nu știu ce mai este astăzi, fostul magazin Cocor. Acolo se găsește, este într-o incintă împrejurul blocurilor. Este locul unde era fosta școală de Slovenie, unde se pregăteau grămăticii domnești. Și, respectiv, la Biserica Sfinții Voievozi de pe calea Griviței, biserică existentă până astăzi, ba chiar mai mult, avem o mărturie a viitorului scriitor Gala Galaction, preotul Grigorie Pișculescu din timpul copilăriei sale, proaspăt venit la București. Acesta ne spune că ar fi stat în casa lui Ioniță Tunsu, o locuință veche care ulterior s-a demolat și peste care s-ar fi ridicat un corp de școală, respectiv casa directorului. Bun. Astea sunt semnalmentele unui vrednic țârcovnic, chiar care intră în grațiile episcopului Ilarion de la Argeș și care are în perspectivă ideea hirotonirii sale într-un diacon și includerea sa în rândurile clerului. Ei bine, asemenea lui bujor,
Ioniță are cu totul alte gânduri văzând nedreptățile. Suntem la final de perioada fanariotă, ne pregătim să trecem în perioada domniilor pământene. Văzând aceste nedreptăți, leapădă treaba bisericească, spune cronicarul foarte frumos, se plictisește de turnatul ei în candele, se tunde, semn al renunțării la cariera clericală, era la momentul acela o treabă pe care o țineau și preoții de mir, nu doar călugării, de a-și lăsa părul netăiat, atât barba cât și pletele, asta dacă vă explicați de ce arată episcopii ortodoxi până astăzi cum arată, este o prescripție canonică, îți este interzis să-ți stai barba, deși bineînțeles că poți să o cosmetizezi, tăierea părului era semnul clar al întreruperii legăturilor cu biserica. De asta este tunsul sau, cum este folosit în film, porecla răspopitul, deși tehnic, din ceea ce ne spun istoriografii, nu ajunsese să fie hirotonit preot. El renunțase la un post în clerul inferior. Se duce în pădurea de la Strehareț, din Oltenia, unde mai activaseră până atunci și alți haiduci, și acolo începe o serie de fapte, dar care nu se desfășoară exclusiv în Oltenia, vine foarte hotărât și înspre București, unde legenda lui, nu în sensul că personajul istoric ar fi legendar, el este clar atestat în istoriografie, dar nu toate faptele pot fi probate, se împletește cu un alt mit bucureștean, foarte la modă în ultima perioadă din câte am observat pe internet, cel al tunelurilor care aparent împânzesc tot de desubtul capitalei noastre, cel puțin în zona istorică. Aici o să vă spun pe de-o parte ce au afirmat adepții acestei teorii și pe de altă parte ceea ce spun istorici cu cercetări serioase. Între principalii propagatori ai acestui mit, pentru că eu personal îl consider în mare parte mit, excludem lucrurile care sunt atestate clar. Tunelul Săpade Carol I de la Cotroceni la Gara Regală sau tunelul de săpate în timpul dictaturii Nicolae Ceaușescu sunt lucruri reale, ale există. Dar tuneluri care să vină chiar din perioada voievodală a Bucureștiului, unele capabile să traverseze Dâmbovița sau altele de o lățime de vreo 3 metri și înălțime de 2 metri de putea să treacă omul călare prin ele, făcute acum 300-400 de ani, alea, din câte am putut eu să aflu, sunt mai degrabă produsul fanteziei. Odată pentru că cer o resurse și o tehnică de construcție foarte avansată pentru perioada respectivă, nu prea erau oameni dispuși să facă o asemenea plată și, pe lângă asta, pentru ce să o faci? Pentru că nu te duceau nicăieri. Dacă veneau turcii, nu prea aveai scăpare nici dacă ieșeai în partea cealaltă de Dâmbovița. Iar pe de altă parte, și dacă or fi fost asemenea tuneluri, ori s-au colmatat de mult, dat fiindcă asta este zonă mlăștinoasă în mare parte și pătura de apă freatică e destul de sus, ori dacă ele chiar există, sunt probabil sub administrarea vreunei structuri de stat care are tot interesul să rețină la secret. Adică singura lucrare care pare că atinge lucrul ăsta este a unui domn Petru Vintilă, Bucureștiul subteran, dar dacă o să vă cadă în mână, veți constata cu relativă dezamăgire, cum am constatat și eu, că vorbește mai degrabă de pivnițe decât de tuneluri. Pivnițele, într-adevăr, ar fi justificat o legendă a tunelurilor, dar bineînțeles că în orice legendă, între realitate și legendă, sunt vreo câțiva metri distanță, ca la pescari. În sensul că e foarte posibil ca multe case să fie avut pivnițele conectate cu asemenea tuneluri, aici existând o explicație practică. Incendiile erau frecvente în vremea aceea. Dacă îți lua foc casa și nu mai puteai să ieși pe ușă, te refugiai în pivniță unde puteai să treci la vecinul, unde sperai că încă nu a trecut focul. Asta ar fi fost o variantă ceva mai plauzibilă. Aici citez afirmațiile unui bun prieten și pasionat cercetător, domnul Radu Oltean. Deci cam așa despre tunelurile pe care se zvonește că le foloseau asidu haiducii din banda lui Ioniță Tunsu, care ajunsese să fie poreclit și Năluca, pentru că apărea și dispărea de nu-i lua nimeni urma, cunoscând, se pare, la perfecție această rețea de tuneluri pe care adeptul teoriei Simion Săveanu o plasează, de adevărat, foarte inteligent în zona cea mai ridicată a Bucureștiului de atunci, zona Panduri. Acolo, într-adevăr, terenul este mai sus, zona este mai sigură din punct de vedere seismic. Tehnic, ar fi posibil. Dumnealui, în cartea Misterele Bucureștiului, pe care o să o includ în bibliografie, dă și niște adrese din anii 70, unde ar fi mers pe când încă erau case în zonă,
ar fi intrat în pivniță și ar fi găsit cel puțin intrări în asemenea tuneluri. Dă o cârciumă numită la Cotroceni din zona Răzoare de altă dată, de ținut cont că zona aia și-a modificat radical aspectul înainte de 89, unde la fel exista un capăt de tunel știut de mai mulți complici ai acestor haiduși, care le asigurau în felul ăsta o scăpare foarte ușoară din mâinile oamenilor legii. Ceea ce mai este interesant la Ioniță Tunsu este faptul că, asemenea lui Ștefan Bujor, este foarte fidel acestui cod de conduită al haiducilor și de data asta l-avem atestat chiar în scrisorile lui Ion Ghica, celebru om politic și om de cultură de mai târziu, care povestește că în copilăria lui, de suntem în 1828-29, izbucnind ciuma la București, tatăl său, Dumitrache Ghica, se refugiază din capitală pe moșia sa de la Ghergani, unde până astăzi se găsește mausoleul funerar al acestei familii, unde, fiind vară, pune masă în curte sub un stejar secular și mănâncă afară, până când, într-o seară, îi vine vătaful de moșie și îi spune așa șoptit: Coane, vezi că te așteaptă un om la gard să zică o vorbă la poarta dinspre grădină. Boierul nu se sperie de o treabă care nu prea era conform cu protocolul, se duce și la gard era chiar Ioniță Tunsu, care îi zice: Coane, nu mai servi masa în curte la stejar, că pe aici trecem noi cu oamenii și na, ei sunt oameni și poftesc. Mie să nu-ți facă vreunul vreo boroboață. Așadar, boierul urmează îndemnul foarte sănătos al lui Ioniță Tunsu și acoperă zona din prejurul stejarului ca să poată să mănânce liniștiți acolo. Iată, așa ne arată Ion Ghica acest cod de conduită al haiducului, care în cazul lui Ioniță Tunsu merge până la nivelul suprem. Suntem în perioada, finalul vieții sale, este în perioada regulamentelor organice, când, deși nu cu numele, de facto, principatele române sunt cârmuite de generalul Conte Pavel Dimitrievici Kiselev, trimisul Imperiului Țarist. Domnul acesta este o personalitate majoritar benefică pentru țările române, dar bineînțeles că Ioniță Tunsu era totuși luat în vizor de autorități și căutau să-l prindă. La un moment dat și generalul Kiselev acceptă mandatul de urmărire a lui Ioniță Tunsu, moment în care haiducul află că guvernatorul urmează să meargă la o scurtă cură la băi, la Pucioasa. Îi aține calea pe drum, către Târgoviște pe undeva, îl ia în cătarea puștii, dar nu-l lovește, după care îi trimite o scrisoare în care îi spune că mata ai fost trimis de Dumnezeu aici și că ai făcut bine țării și de-aia, deși ai fost în cătarea puștii mele, nu te-am ucis ca să faci mai mult bine țării noastre. Dar totodată ține minte că te-am iertat și spune și tu gonacilor trimiși după mine să nu mă omoare precum nici eu nu te-am omorât pe tine. Kiselev aparent este impresionat de noblețea haiducului și trimite ordin de la Pucioasa serdarului, cel care comanda potera, agia din vremea aceea din București, zicând cu tot din adinsul să-l prinzi pe Ioniță Tunsu, dar rău să nu-i faci până mă întorc eu, altfel te schimb din dregătorie. Bun, în cazul ăsta se pornește o goană fantastică pe urmele lui, sunt mobilizați cam toți agenții de ordine, bulucbașii, odobașii, chiar și comandamentul de cazaci aflat sub colonelul Jacobson mobilizează mai mulți călăreți spre a-l prinde. Cu toate acestea, folosindu-se, se pare, de aceste ascunzători, aproape că este de negăsit, până când și în cazul lui intervine trădarea. Un capitan de oaste, fin al lui Ioniță Tunsu, care îl ajutase cu bani pe el și pe soție și îl scosese din mai multe datorii, îl dezvăluie un drum al haiducului la București, spune și pe cine vrea să tâlhărească de data aceea și în felul acesta pot să-l pândească mai mulți arnăuți și cazaci ai domniei la podul care trecea la vremea aceea pe la Grozăvești. Aceștia se ascund sub pod. Știu că Ioniță urmează să vină într-o căruță cu coviltir, avându-l pe capitan călare în fața căruței. În momentul când ajunge la pod, capitanul dă pinte în calul lui, trece în goană, în timp ce arnăuții ieșiți de sub pod umplu căruța de plumbi. Mai mulți dintre haiducii lui Ioniță sunt răniți grav, cei care au răni ușoare sau nu sunt nimeriți scapă cu fuga, cei răniți sar în Dâmbovița și sunt găsiți ulterior de capitanul Mihalcea Cincu în smârcurile care la vremea aceea se aflau pe cursul Dâmboviței. Ioniță are burta ciuruită, i-au ieșit deja interiorul pe afară. Încearcă să se conformeze măcar de formă poruncii lui Kiselev de a-l ține în viață, îl duc la sediul agiei care se găsea pe calea Victoriei, cam pe lângă turnul Bancorexului de astăzi.
unde doi doctori, între care Constantin Stiotu, se luptă vreo două ore să-i scoată plumbii din burtă, chinuindu-l groaznic pe om, până când, constatând imposibilitatea operației, îl cos la loc, felcerii rămân alături de el și după un chin îndelungat, Ioniță Tunsu moare în dimineața zilei următoare. Îi se face privechi public ca dovadă cât de populară era figura sa în rândul bucureștenilor. Vin oameni plângând la trupul lui expus pe catafalc. Va mai mult un bătrân pe care se pare că l-a ajutat să altcândva vine și îi pune un ban de argint pe piept, îi întoarce parte din pomană. Se pare că a fost înmormântat către Pantelimon pe marginea drumului. Iarăși intră în legendă complet, cel puțin aspectul ăsta, pentru că nu îi se mai cunoaște locația mormântului, dar este cu siguranță cel mai cunoscut dintre haiducii care au activat în zona Bucureștiului. Trecem înapoi în Oltenia pentru a vorbi, dacă mă întrebați pe mine, este figura cea mai cunoscută din mediul haiducilor. Este vorba de Iancu Jianu. Iancu Jianu, cel care trăiește în prima parte a secolului XIX în Oltenia, se leagă de orașul Caracal în principal. Și el face parte din categoria boiernașilor, amicilor nobili din regiune. Drept urmare, este om cu stare, care intră în luptă împotriva nedreptăților doar din spirit umanitar, nu din lipsuri proprii. Este totodată om școlit la Biserica Domnească din Caracal, stăpânind slavona și greaca, care erau principalele limbi folosite la momentul respectiv. Și venirea sa este una absolut salvatoare pentru Oltenia, care la momentul ăla trăiește o perioadă încă mai grea decât aia din timpul stăpânirii austriece. Și aici trecem la a doua expresie cheie a conferinței de astă seară. Dacă în timpul austriecilor aveam țara lui Papură Vodă, la începutul secolului XIX suntem pe vremea lui Pasvante Chioru. Ăsta este arhetipul personalizat, dacă arnăuții sunt categoria, ăsta e arhetipul personalizat al adversarului haiducilor. Pe numele său real este Osman Pasvantoglu. Este iarăși personalitate istorică atestabilă. Născut pe la 1750 în Imperiul Otoman, bunicul lui era Pasvan, adică gardian al fortăreței Sofia din Bulgaria de astăzi. De mic se dovedește a fi dedat tâlhăriilor, riscă să fie executat și este eliberat la intervenția acestui bunic, dar după care ăsta ajunge la nivelul următor de haiducie, în sensul că devine conducător independent de facto în provinciile din vestul peninsulei balcanice ale Imperiului Otoman, creează un stat autonom la Vidin, reușește să înfrângă o mare expediție punitivă trimisă împotriva lui de sultanul Selim al III-lea, comandată de Cuciuc Husein Pașa, expediție care trece și pe la București, când turcul aflat în drum spre Vidin îi cere domnitorului de atunci Constantin Hangerli să cheme și doamnele la chef, ceea ce echivala cu viol în masă, și este salvată situația in extremis fiind aduse tălănițe, prostituate, am menționat la conferința trecută, dar după aceea fiind învins, Pașa dă vina pe domnitor că n-ar fi aprovizionat cum trebuie armata otomană și cere decapitarea lui, care se petrece în văzul familiei, pentru ca ulterior Pasvantoglu să aibă mână liberă atât în zona balcanică cât și la nord de Dunăre, cetele sale de Pasvangi sau Cârjali, prădând mai ales zona de vest a țării. La 1800 este arsă din temelii Craiova, e un dezastru fără precedent. Trupele sale aparent sunt o trupe de o ferocitate aparte chiar și pentru standardul turcesc din vremea aia, în sensul că se dedau cu tot din adinsul la violuri și la schingiuiri. Sunt urâți din toată inima Pasvangii, ba mai mult, teama pe care o inspiră duce la un moment dat la instaurarea în București a domniei acelor celebri crai de curte veche, pe care după aceea i-a prins Mateu Caragiale în proză. Craii de curte veche în sensul original sunt vagabonzii care populează curtea domnească din centru vechi, părăsită între timp de domnitori, deci toată crema orașului, ca să zicem așa, care profită de o așa zisă venire a lui Pasvantoglu în București. Se aude că cetele lui Pasvantoglu merg spre București. Bătrân domnitorul Mihail Suțu nu își riscă pielea și fuge din oraș, băieți, vă pup. Arnăuții lăsa să păzească sub bimbașa Sava, având promisiunea că au lăs de bani lăsate la mănăstirea Radu Vodă, descoperă că li s-a lăsat fix Ciuciu și pleacă și ei din oraș. Moment în care crema asta a societății se trăiește, stai un pic, pe noi nu ne mai păzește nimeni,
putem să facem ce vrem? Oh, foarte interesant. N-a ajuns, se pare, Bucureștiul să fie prădat de Pasvangie, a fost prădat de propria lui drojdie. Ăștia au făcut exact ce făceau Pasvangii o vreme estimată de unii la câteva zile, alții de câteva săptămâni. Este săptămâna nebunilor, dacă vreți. Până când un agă aflat în trecere pe lângă București are probabil o reacție, ce-i dezordinea asta? Intră cu niște călăreți, de data asta turci, jet by jet, în capitală, pune capăt acestui dezmăț, iar pe nebunul pe care ăștia îl întronaseră vodă, găsind în semnele domnești în curte, îl ridică într-o țeapă mai înaltă decât pe el, alți, ca să-i respecte rangul. Cam ăsta este efectul pe care îl creează acest prim arhidușman al haiducilor și se pare că a avut parte de o replică pe măsură și aici există contestații în domeniul istoriografiei dacă asta s-a întâmplat sau nu. Acest boiernaș Iancu Jianu organizează o veritabilă trupă de comando și întoarce favorul lui Pasvantoglu, trecând la rândul Dunărea la sud și prădând atât Plevna cât și Vidinu. Se pare că chiar el l-a chiorât pe acest pașă și i-a dat porecla de Pasvante Chioru în luptă dreaptă așa de pe cal cu Hangeru, iar fi scos ochiul. Lucrul ăsta i-a creat o faimă fără precedent, ba mai mult decât atât, ca să se asigure că nu se vor mai petrece asemenea jafuri pe viitor, se presupune că el ar fi ars una dintre cele trei raiale turcești de la Dunăre. Dacă vă uitați pe o harta principatelor române dinainte de 1829, veți vedea că în corpul țării românești sunt operate trei mici deschideri din sudul Dunării. Turnu, Giurgiu și Brăila sunt desprinse de sub autoritatea politică a domnitorilor și sunt fortărețe turcești, de unde se putea foarte ușor organiza o invazie. Turnu controla Oltenia, Giurgiu controla Bucureștiul și Brăila, în partea cealaltă, era principalul nod comercial. Cea de la Turnu se pare că este distrusă cu tunurile, deci Iancu Jianu este primul haiduc care dispune de artilerie de data asta. E distrusă cu tunurile de Iancu Jianu, care arde în mod declarativ și moscheea. Și în felul acesta se asigură că nu va mai exista o bază viitoare de invazie în Oltenia. Asta este marea lui faimă. Bineînțeles că rămâne în prim planul vieții publice, să spunem. Fiind arestat odată pe vremea lui Caragea, iertat, după care arestat a doua oară, trimis la Ocna de la Telega, unde am spus care erau condițiile, iertat iarăși și a treia oară când este prins, domnitorul zice că nu mai are rost să mai riște, să mai evadeze din nou, așa că îl condamnă direct la spânzurătoare, moment în care intervine hazardul, să spunem, respectiv apropiații lui o conving pe o fată din anturajul domniței Ralu, Sultana Gălășescu, să-l ia de soț, existând o prevedere în legea vremii că dacă ești cerut în căsătorie, cam cum e cetățenia astăzi, dacă ești cerut în cetățenie de o doamnă din înalta societate, ești iertat de pedeapsa cu moartea. Căsătoria se petrece și în felul ăsta Iancu Jianu iarăși este iertat de execuție. A participat în timpul răscoalei lui Tudor Vladimirescu, pentru că aici s-au unit, de fapt, haiducii cu pandurii. Pandurii fusese recreați inițial tot să lupte împotriva haiducilor, dar nu prinseseră niciunul pentru că fraternizaseră cu aceștia. La momentul 1821, după proclamația de la Pade, se unesc în mișcarea lui Tudor. Iancu Jianu este folosit, în schimb, în latura diplomatică. Este trimis la Pașa de Silistra, unul dintre principalii conducători militari turci de la Dunăre, să-l roage tocmai să nu intervină ca să înnăbușească răscoala. Pașa îl arestează. Ajunge în țară abia după uciderea lui Tudor Vladimirescu, unde numai bine că îl mai întemnițează și primul domn pământean Grigore Ghica al IV-lea odată, dându-i drumul abia la 1823, când oamenii într-adevăr realizează că omul este mult mai util ca funcționar al statului, primește mai multe ranguri de boierie, este numit judecător la Romanați și se sfârșește din viața aceasta, e drept încă tânăr, la 55 de ani, dar având o faimă bine meritată. Voi mai face două mențiuni pe seama sa. Mai multe tradiții converg asupra faptului că lui i-a fost dedicată melodia Foaie Verde Magheran M-a făcut mui ca Oltean, de către lăutarul Niță Bălui din Ișalnița, cel căruia i se tăiase o mână ca să nu mai cânte și el tot a cântat cu mâna cealaltă, și respectiv că în casa lui Iancu Jianu, care reprezintă până astăzi cel mai vechi imobil din orașul Caracal, în peretele casei s-a descoperit primul steag considerat steag românesc, steagul realizat de Petrache Poenaru,
pentru mișcarea lui Tudor Vladimirescu, care a fost păstrat o vreme îndelungată zidit în peretele casei și pe care ulterior un urmaș de-a lui Jianu, cei mai în vârstă între dumneavoastră sau amatorii de istorie bucureșteană știu că Bulevardul Aviatorilor de astăzi se numea șoseaua Jianu în Bucureștii interbelici, pentru că au ajuns rude de ale lor și pe aici. Iată că ăsta este un om care, dincolo de isprăv legendare de haiducie, chiar a adus o contribuție substanțială la evoluția istorică a țării românești și, în sfârșit, a dat bunul Dumnezeu să închid prima parte a expunerii din seara aceasta. Îi invit pe scenă pe membrii Lupilor Albi, împreună cu domnișoara Alexandra Negrilă, pentru a vedea un pic cum arăta profilul clasic al haiducului cu unele explicații, urmând ca noi să revenim la partea a doua după o bine meritată pauză. Așa cum a spus și Damian, Iancu Jianu era, să zic așa, din pătura mai înaltă. Așadar, Bogdan, dacă te rog să faci un pas în față, mersi. Aici avem niște reproduceri, pentru că este foarte greu să mai găsim piese de secol XVIII. Fiind boier, Jianu purta o fermenea. Fermeneaua de obicei era făcută din materiale importate și brodate de foarte multe ori cu fire prețioase de aur și argint în arăbescuri sau găitane. Găitanele de pe fermenele și de pe costumele de arnăuți, pe care o să vi-l prezint imediat, duce mai apoi la o evoluție a costumului țărănesc, în special cel din zona Gorj, costumul schilăresc de Gorj din Aba cu găitane negre. Bogdan poartă o fermenea, o cămașă țărănească, pentru că să nu uităm, în acea perioadă cânepa, inul și foarte rar bumbacul se țeseau în casă, de foarte multe ori doar în casă, pentru a face cămăși de dedesubt sau cămășile țărănești. Noi practic nu suntem îmbrăcați de la 1800, cred că vă este clar acest lucru. Ce vreau să spun este că croiul a rămas același. Bogdan are un chimir, pantaloni din piele pentru a-l ajuta la călărie și cizme cu pinteni, tot pentru călărie. La arme eu nu mă pricep, așa că o să-l rog pe el să zică. În perioadă se folosea iatagan. Eu nu am avut. Este o sabie căzăcească, se folosea și asta în perioadă, dar era mult mai practic iataganul decât asta. Iar pistoalele, toate sunt reproduceri din perioadă. Chiar și cel cu 6 țevi. Mulțumesc. O să rog arnăuțul să vină în față. Arnăuții, așa cum a spus și Damian, erau practic, să zicem așa, armata albaneză între ghilimele sau nu neapărat albanezi. Piesele specifice care vor influența mai departe portul țărănesc din foarte multe zone etnografice ale Olteniei în special, avem un chepchen. Chepchenul, practic, este o fermenea, dar cu mânecile despicate, la fel, care era brodată de multe ori cu fire de aur sau argint sau găitane de culoare neagră. Poartă o pereche, ei se numeau poturi, doar că aici avem o reproducere. Poturii semănau foarte mult cu șalvarii, aveau turul puțin mai lăsat. Și o cămașă la fel țărănească, plus un fes. Fesul putea să fie de culoare roșie sau de culoare neagră. Și un chimir, la care s-a adăugat de fiecare dată, pentru că erau puțin mai, să zicem, înstăriți, șaluri de mătase roșie, verde sau albastră. Mulțumesc! Și răspotitul. Cred că aici vă dați seama că deja avem influența unui port urbanizat, ținând cont că era prin București, automat de la Lipsca se aduceau foarte multe materiale importate, dar avem cămașa țărănească, care își pierde foarte multe motivele ornamentale, vesta din piele, pantaloni la fel din piele, chimir și cizme cu pinte. Mulțumesc și, bineînțeles, cruce la gât, nu? Bianca poartă pe cap un tulpan și o să găsiți în foarte multe balade din romanați tulpan, cuvântul tulpan, tulpan cu mărgele, o cămașă din cânepă și bumbac, o cămașă lungă întreagă,
brodată, bineînțeles, cu bumbac. Și în față și spate are două zăvelci. În zonă le veți găsi sub numele de prestelci, zăvelci sau boșcele. Port în cap un chișchineu din Cehia. Am o bundă sau un pieptar. Dacă ați fost atenți, la un moment dat eu mi l-am întors pe dos. De ce oare? Pentru că pieptarul pe dos este semn de doliu sau de post. Sau să spun că ceva nu este în regulă. Pe mine m-au furat haiducii. Nu e în regulă și mi l-am întors pe dos. Ok? Port o cămeșă. Maramureșul are o notă specifică a cămășilor. Sunt cămăși în T, nu mai sunt încrețite la gât, cu toate că pe la 1700 clar erau încrețite la gât și doar din cânepă. Iar jos port o zadie de maramu, o pinci și o sumnă. Sumnă care este la fel o fustiță. Înainte, mă rog, îi zic rochie, sumnă. Înainte se purta zadie în față și în spate. Portul, cum am spus, a evoluat, doar croiul a rămas același. Costumul meu este de pe la 1920, costumul bianc e din undeva perioada interbelică. Mulțumim frumos! Revenind, doresc în primul rând, mai înainte de a merge mai departe cu expunerea, să-i mulțumesc prietenului meu, domnului arhitect Adrian Mitu, pictor în cafea, pentru tabloul pe care îl puteți vedea, cei care stați mai aproape, cei care nu, îl veți putea vedea la finalul expunerii în partea mea dreaptă, unde s-a nimerit așa o potrivire frumoasă, pentru că dumnealui l-a reprezentat pe Toma Caragiu în rolul răspopitului din filmul Haiducii și noi am încheiat expunerea mai înainte de a pomeni de Iancu Jianu cu personajul Ioniță Tunsu, cel care, istoric vorbind, a stat la baza personajul interpretat de Toma Caragiu. Reamintesc faptul că desenul este făcut exclusiv în cafea. Asta este performanța reprezentării, iar atitudinea este una sugestivă. Să spunem, Toma Caragiu este unul dintre actorii aceia care au dovedit că e cel mai adesea un clișeu afirmația potrivit căreia actorul îți poate juca doar comedie sau doar tragedie. Sunt actori care au evoluat liniștit în ambele ipostaze și au dovedit că pot avea succes jucând atât roluri dramatice cât și roluri comice. Noi, în schimb, revenim la discuția despre haiduci, unde, așa, în goana calului, ne îndreptăm spre finalul epocii clasice a haiducilor. Am ținut neapărat să mai menționăm, totuși, înainte de a trece la era bandiților, să spunem, câțiva ciraci sau tovarăși de-ai lui Iancu Jianu, pentru că și Iancu Jianu, pentru a realiza acele expediții, mai ales în sudul Dunării, dacă ele au fost reale, a avut nevoie de sprijin, și cei care i s-au alăturat în aceste expediții au fost haiduci cu nume cu totul celebre, respectiv unul dintre ei este un alt răspopit, de data aceasta realmente răspopit, pentru că fusese preot. Este vorba de, probabil, haiducul cel mai celebru în mediul artistic, pentru că, deși s-a cântat în 1973 de către trupa Phoenix, numele lui rămâne popular până astăzi, mai ales după a treia bere. Este vorba de Andri Popa, cel a cărui baladă a devenit subiect de șlagăr, personaj real originar din Seaca, din județul Olt, trăind doar 28 de ani și prădând la rândul în pădurea de la Strehareț. Lui îi se atribuie drept principală faptă vitejească o întâmplare care la rândul i-a devenit subiect de film. În film îl găsim ca răpirea fecioarelor din seria Haiducilor, respectiv trecerea Dunării la Vidin, presupunem chiar în haremul lui Osman Pasvantoglu, deci este o răpire din serai, dar în varianta angro, în masă, de unde le eliberează pe toate cadânele ținute de acest pașă, pe care le readuce trecând clandestin Dunărea pe undeva pe lângă fosta insulă Ada Kaleh, pe teritoriul creștin în Oltenia, și de aici mai departe măritându-le cu o zestre simbolică până în Transilvania, făcându-le astfel să fie reintegrate în viața socială, de unde an mai târziu găsite de stăpânire, care fusese trimisă pe urmele lor, majoritatea refuză să mai plece, fiind astfel o reintegrare completă în circuitul social.
dar cu unele dintre aceste cadâne, cadână în turcești înseamnă femeie, deci erau femeile pașii propriu-zis, rămân chiar haiducii celebrului Andri Popa, căruia este atribuită fondarea satului Palilula din vecinătatea Craiovei, un sat pitit cumva între văi și păduri, este înconjurat de pădurea de la Giangalia și de la Grăjdana. În felul acesta este un sat foarte greu de găsit. Se pare că n-au reușit să-l găsească nici turcii, nici austriecii și ulterior nici trupele germane care au pătruns pe teritoriul României în primul război mondial. Andri Popa este de asemenea ctitorul bisericii din sat, care, deși nu are fundație, a rezistat cutremurelor de-a lungul timpului, deci este iarăși un subiect mitologizat deja. E o putere tainică ce apără satul fondat de acest haiduc, de unde, de-a lungul timpului, Andri Popa ieșea mai ales vara, când seca fântâna satului și nu mai aveau apă, ieșea să prade. Momentul în care Andri Popa, legendarul, întâlnește istoriografia este chiar momentul morții sale. A murit, ca majoritatea haiducilor, destul de tânăr, în cazul lui foarte tânăr, la 28 de ani, întâlnindu-se în luptă cu un polcovnic venit, culmea, din Moldova. Mihai Coroni se numește acesta și este nimeni altul decât unchiul lui Vasile Alexandrii, cel care va culege primele balade despre haiduci și le va publica în formă cultă. Alexandrie este începătorul literaturii culte despre haiduci în cultura română. Acesta îl învinge luptă dreaptă la Valea Seacă în 1818 și în felul acesta se sfârșește glorios sau eroic, cum preferați, o carieră relativ scurtă, dar care, datorită substratului ei cultural, balada lui Andri Popa ajunsă subiect de cântec rock, reușește să fie arhicunoscut până în zilele noastre. Cum tot arhicunoscut a fost un alt tovarăș de-a lui Ian Cujianu și Andri Popa, de data asta personajul central din seria Haiducii, interpretat de Florin Piersic. Este vorba de Anghel Panait, dar mult mai bine cunoscut drept Anghel Șapte Cai. Ei, cuțât, 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 de trei ori te-am ascuțât, la tocilă pe pietroi, să tai capul la ciocoi. Asta ar fi fost strigătul lui de luptă, cel puțin potrivit producției cinematografice. Personajul se pare că este la fel real și este tot originar din zona Oltului, mai exact din localitatea Vâlcele. A haiducit cât a haiducit în tovărășia lui Ian Cujianu și a lui Andri Popa și, spre deosebire de cel de-al doilea, asemenea celui din tâi, a ales să aibă o bătrânețe liniștită și s-a retras să fie cârciumar într-o zonă predestinată acestei funcțiuni, respectiv la Drăgășani. Acum că tot am făcut de două ori mențiunea localității și am menționat cuvântul șmecher, tradiția istorică spune și pare a fi adevărată, șmecher vine din germană, din verbul schmecken, care înseamnă a gusta. De ce? Pentru că oltenii de pe la Drăgășani, cu abilități negustoresc specifice, reușeau să-i mai tragă în piept din când în când pe negustorii sași care veneau din sudul Transilvaniei să cumpere vin în zona Olteniei, dându-le să bea vin bun până când aceștia se aghezmuiau corespunzător și după aia punându-le în butoaie, vin de calitate mult mai slabă ca să-l ducă înapoi acasă, dar la prețul evident de vin bun. Până când odată de două, de trei ori s-au prins negustorii sași despre ce e vorba și și-au luat cu ei precursorii somelierilor, oameni care cunoșteau vinurile, care nu se lăsau îmbătați și care puteau foarte ușor, gustând produsul din butoaie, să spună nu e ce ne-ați dat când am gustat. Și de acolo, de la șmecher, au început să spună negustorii în zona: a, asta e șmecher, pe ăsta nu-l încurcăm. În aceea zonă se pare că și-a deschis Anghel Șapte Cai o cârciumă. Planul ăsta i-a ieșit, planul să moară fericit la adâși bătrânesc, din păcate nu i-a ieșit, din cauza principalului său viciu, nu în sine, nu sunt un viciu, dar depinde cum abordez problema, este vorba de femei. Domnul avea o pasiune pentru femei și, deși se făcuse om la casa sa luându-și nevastă, tot căuta ibovnice mai tinere și la un moment dat de una a aflat și soția, sau a fost cea care i-a pus capac, pentru că se pare, potrivit tradiției, că nevasta a ales să-l otrăvească și așa s-a sfârșit, mai puțin glorios, să spunem, viața unui alt haiduc celebru, de data asta
prin perspectiva cinematografiei. Și acum, ca să încheiem perioada haiducilor, voi mai face doar două mențiuni, respectiv oameni care au intrat în istoria noastră prin intermediul manualelor de istorie. De data asta, manualele de istorie de regulă ori nu se referă deloc, ori fac mențiuni foarte sumare despre haiduci, însă oamenii ăștia, pornind din haiducie, au trecut în planul istoriei centrale a românilor. Este vorba de Gheorghe Magheru și de Popa Șapcă. Sunt considerați printre ultimii haiduci, amândoi sunt născuți ori la finele secolului XVIII, ori direct la începutul secolului XIX, tot în zona Oltului. Gheorghe Magheru este lângă Băilești, Popa Șapcă este din Celei, parte astăzi din Corabia. Și amândoi se implică în al doilea eveniment istoric major după răscoala lui Tudor Vladimirescu, respectiv Revoluția de la 1848. Popa Șapcă nu este propriu-zis haiduc, el nu este unul dintre răspopiți, ci dimpotrivă, el își păstrează funcția clericală până la moarte, însă este un simpatizant al mișcării Frăția, care reușește să le inducă revoluționarilor, potrivit tradiției istorice, în ajunul Revoluției de la 1848, locația ideală pentru proclamarea Revoluției. Nu în București, unde pândeau zbirii lui Costache Chioru, despre care vorbim imediat, ci la Islaz, acolo unde a avut loc celebra proclamație în data de 9 iunie 1848. Practic, germenii Revoluției Române din perioada aceea, acolo s-au sădit. Pentru fapta asta, cât și pentru faptul de a fi sprijinit nemijlocit pe revoluționarii românei perioadei, Popa Șapcă a avut și pedeapsă pe măsură, în sensul că un an mai târziu, când proaspătului domnitor Barbu Știrbei i s-a impus de către Imperiul Otoman exilarea principalilor răsculați ca să evite o reizbucnire a Revoluției, Popa Șapcă s-a numărat printre cei deportați în Imperiul Otoman, ba chiar departe, în Asia Mică, unde, spre deosebire de alți revoluționari care aveau origini boierești și respectiv aveau ceva venituri de care să dispună, Popa Șapcă era complet lipsit de vreo sursă de întreținere și a fost nevoit să trăiască ani de zile din mila celorlalți exilați. Deci a fost o mucinicie în viu, dacă vreți, din partea unui slujitor al bisericii, pentru ca ulterior să-i se îngăduie întâi să se așeze mai aproape de țară, la Șumen, în Bulgaria, și abia în 1857 să-i permită, la final de domnie, același domnitor Barbu Știrbei, să revină în țară. Nu-l incriminăm neapărat pe domn aici, el s-a văzut nevoit să execute ordinele puterii suzerane încă a țării românești și a încheiat viața ca vrednic patriot în 1876 și prin faptele sale, care n-au exclus nici pusul mâinii pe arme, este considerat ultimul haiduc în sens clasic din Muntenia. Asta dacă îl trecem cu vederea pe omul care din haiduc s-a făcut militar cu acte în regulă, generalul Gheorghe Magheru, dar care și-a început viața tot haiducind prin părțile Băileștiului, apoi înrălându-se pandur în oastea lui Tudor Vladimirescu, fără să-l însoțească pe acesta la București, fiind lăsat să apere ariergarda împreună cu fratele revoluționarului, cu Papa Vladimirescu, la mănăstirea întărită de la Tismana, pentru ca apoi să continue vreo câțiva ani să haiducească, încercând să se opună ciocoilor, care, deși nu mai aveau rangul de fanarioți, nu mai aveau eticheta de fanarioți, continuau aceleași vesele practici pe care le-a consemnat Constantin Rădulescu Motru în lucrarea despre psihologia poporului român, ca fiind parte din trăsăturile noastre de neam. Și ulterior primește să se înroleze în născânda Armată Națională, devine chiar funcționar de stat și este remarcat drept cel mai bun administrator al Munteniei din perioada aceea, pentru că în 1848 și înainte chiar să se lege de cei din Societatea Frăția, să înființeze la Paris Societatea Studenților Români, care a avut un rol capital în pregătirea Revoluției, pentru ca în momentul izbucnirii Revoluției el să fie brațul armat, cel care s-a retras cu voluntarii militari în Oltenia, încercând să fondeze un lagăr în zona Podișului, zona mai greu accesibilă, să mențină Revoluția, și spunând că el preferă oricând să moară român decât să mai trăiască sub stăpânire străină.
s-a predat în ultimă instanță, putem spune, a avut și el de suportat exilul, asemenea celorlalți revoluționari români, și asta l-a costat nu numai ani departe de țară, cât și un eșec în viața personală. Prima lui soție murise de boală, așa că bunul lui prieten Ion Câmpineanu l-a sfătuit să ia în căsătorie pe o fiica unui mic neam boieresc, Maria Caramalău, cu care s-a înțeles bine, deși erau 20 de ani diferență de vârstă între ei, până în ajunul Revoluției, când generalul profund implicat în mișcările revoluționare lipsește de lângă soție ani la rândul, până când aceasta, spre deosebire de alte figuri luminoase ale Revoluției, cum au fost Maria Rossetti sau Pia Brătianu, alege să se separe de el, și asta se pare că l-a afectat puternic, a considerat-o o decepție personală. Nu s-a mai recăsătorit vreodată, a preferat să se dedice exclusiv activității politice. A supraviețuit până în 1880, când a murit, se pare, într-o cameră închiriată din actualul Han Manuk, la vremea aceea Hotel Dacia. Cum o spune o informație din perioada aceea, sărac în avere, dar bogat în fapte. Din păcate, unul dintre oamenii care au murit ignorați, deși își jerfiseră mare parte din viață, și este spectaculos în cazul lui că a făcut-o aproape din toate ipostazele posibile din epocă. Și haiduc, și pandur, și comandat militar cu acte în regulă, și politician. Este unul din oamenii care pot fi numiți, pe bună dreptate, părinții României. Și ar trebui, pe lângă bulevard, să se bucure și de un monument de for public. Mormântul familiei sale, dacă cineva dorește să-l viziteze, se găsește la cimitirul Belu, în spatele capelei fraților Gheorghiev. Generalul nu este trecut pe inscripție de mormânt, dar hârtiile din Arhiva Administrației Cimitirilor atestă că și rămășițele sale odihnesc acolo. Și cu asta se cam sfârșește epoca, să spunem, clasică a haiducilor. N-o s-o încheiem mai înainte să mai prezentăm un alt arhidușman al acestora, de data asta direct reprezentant al forțelor de ordine, dar un reprezentant care reprezintă chintesența corupției din cadrul forțelor de ordine, care de fapt îi silește pe mulți să ia calea haiduciei. Este un personaj cu o activitate îndelungată. A fost activ, potrivit mărturilor din documentare, din 1824 până dincolo de 1848, și memoria lui a rămas vie multă vreme după, în expresiile bucureștene. De data asta e o expresie care a dispărut între timp, dar când cineva voia să spună că nu este atât de rea situația, zice că doar nu-mi fi pe vremea lui Costea Chioru. Costache Chihaia, cunoscut drept Costea Chioru, a fost șeful Agiei, precursoarea poliției actuale din București. Este intrat în funcție în anul 1824 și devine cumva simbol pentru prototipul funcționarului, sau mă rog, omului legii corupt. Era omul de care se temeau toți locuitorii Bucureștiului, cinstiți sau necinstiți, tocmai pentru că nu prea obișnuia să facă diferența între cele două categorii. Era mai degrabă omul propriului interes și un carierist fără niciun fel de scrupule, care, profitând și de faptul că în vremurile acelea presa era abia născândă și opinia publică încă nu avea un cuvânt greu de spus, folosea drept metode predilecte de asigurare a liniștii publice un gârbaci, adică un bici împletit din piele cu 12 capete ghintuite cu sfere de plumb, cu care croia în stânga și în dreapta în momentul când apărea pe străzile capitalei. Și totodată dorobanții agiești din subordinea lui, sunt tehnic precursorii jandarmilor călare, aveau cel mai adesea ordinul să intre în galop în mulțimile de pe stradă. Așa au încercat să facă inclusiv pe 11 iunie 1848, dar au fost puși pe fugă în cele din urmă de mulțimea răsculată. Dar alte dăți, în momentul în care capitanul Costea Chioru considera că se încalcă ordinea publică, o manifestație de genul acesta se încheia cu copii zdrobiți în picioarele calului, cu oameni cu obrazul crăpat sau cu capul spart de gârbaciu pe care îl manevra capitanul, sau direct omorâți cu lovituri de lat de sabie sau de mâner dată din goana calului. Și nimeni, așa ne spune cronicarul, nu îndrăznea a face vreo plângere în fața acestui temut zbir,
care, pe de altă parte, știuse foarte bine să adauge averii sale personale, pentru că principalul scop al interogării hoților de către acest comandant al poliției nu era pedepsirea făptașului, ci obținerea prăzii cu care se alesese acest hoț. Din păcate, este un autor astăzi uitat cu totul, Antemireanu, care ne-a lăsat un roman al său imediat după 1848 despre acest capitan Costache Chioru și care prezintă desfășurarea unui interogatoriu în care hoțul, client mai vechi de al comandantului, îi spune că de s-ar putea ca data trecută știți ca să ne înțelegem și capitanul îi răspunde mai greu de data asta că făcuși moarte de om. Cât ai prădat? 250 de galbeni și mai am eu încă 50 pe care îi pot adăuga, dar nici o para în plus. Și capitanul îi răspunde, cam puțin, nu mai pot să te las ca altă dată. Hoțul continuă și îi spune, de mă lași în 2 săptămâni îți mai aduc încă pe atât și mă fac robul tău pentru orice îi vrea. Deci se ajungea la veritabile tratative care se desfășurau pe sediul actualei prefecturi a poliției. Bineînțeles că eu nu fac niciun fel de paralelă la capitolul ăsta. Este secția de poliție de la Eforie, aflată pe Calea Victoriei. Acolo erau beciurile unde interoga capitanul Costache Chioru. Atunci când, așa cum am spus, nu era însărcinat cu apărarea ordinii publice, bucureștenii din vremea aceea aveau printre obiceiurile lor și un joc turcesc numit Geamala. Geamalaua, dacă vreți, este o capră, dar supradimensionată. Impersona o femeie de dimensiuni gigantice și foarte lată, ca o bute, cel mai adesea butea constituia corpul, gătită cu fel de fel de haine, cu fața din 2 oglinzi, însă jocul Geamalalei implica și strigarea de lozinci politice. Se striga împotriva autorității de stat. Un asemenea joc de Geamala de pe dealul Spirii a fost înăbușit de zbirii lui Costache Chioru și toți oamenii care au fost uciși sau răniți au rămas fără să aibă vreun răspuns la faptele ce se săvârșesc, pentru că, așa cum am spus, omul avea un talent deosebit de a-și alege protectorii politici care îl considerau o unealtă necesară, să spunem. Suntem în perioada reacționarilor din preajma Revoluției de la 1848 și, drept urmare, capitanul Costache Chioru este folosit și de coloneii reacționari Solomon și Odobescu atunci când încearcă să înnăbușe Revoluția, pentru ca revenirea la puterea răsculaților să ducă la arderea casei pe care el și-o făcuse din sângele bucureștenilor, cum ne spune cronicarul, și care se găsea în apropierea cazărmii de la Malmaison, de pe calea Plevnei, vis-a-vis de fosta manutanță a orașului. I-au ars casa, dar asta nu l-a împiedicat odată ce reacționarii au venit la putere să gonească în fruntea dorobanților agiei ca un nebun pe străzile Bucureștiului, zicând, o să-mi fac șad în piele de român, o să-mi împletez biciu în piele de român ca să învățați toți ce poate aduce libertatea pe meleagurile astea. Adică să vă treacă odată gust de revoluție. Este reacționarul prin excelență, dacă doriți, și una dintre justificările continuității, să spunem, a haiducilor sau a descendenților acestora, pentru că dacă societatea haiducilor începuse să apună, cum a spus și Valisterian, unde s-au dus, unde au apus, în schimb, nedreptățile sociale erau în continuare acolo și ele cumva justificau și existența unor asemenea bandiți, să le spunem, dar cu o mare popularitate în rândurile locuitorilor. Și așa facem tranziția, de fapt. Dacă haiducul clasic dispare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pentru că nu mai are condițiile care să-i justifice existența, în schimb, presa, deja consolidată și în România, începe să le dea eticheta de haiduc unora care nu mai știu și partea a doua a lecției, să dea la sărmani, ci sunt pur și simplu tâlhari la drumul mare sau oameni cu idei chiar foarte inventive. Și dintre aceștia o să menționăm sumar pe câțiva, pentru că orele încep să fie înaintate. Respectiv, unul dintre oamenii care a făcut vâlvă în presa din perioada Belle Époque a fost, o spun cu o leacă de jenă, un elev de seminar. Grigore Pantazescu se numește domnia sa. A reușit să devină celebru în 1875, când a furat tezaurul cunoscut astăzi sub sintagma de cloșca cu pui de aur. Este vorba de tezaurul de la Pietroasa.
scurt excurs istoric, tezaurul ăsta este un tezaur și de hoție în țara românească, în sensul că cei doi pietrari care l-au găsit au umblat frumușel la el până să fie nevoiți de oamenii legii care l-au descoperit în pod să-l predea, după care antreprenorul albanez pe mâna căruia a intrat a făcut raptul cel mai mare, scutind vreo 12 kg de aur din cele peste 40 cât ar fi trebuit să aibă tezaurul inițial, mai a încăput pe vreo două mâini care l-au mai sărăcit la rândul lor de câte ceva și într-o formă deja înjumătățită sau un pic mai mult a reușit să ajungă în posesia statului și să devină subiectul atenției uneia dintre oamenii pe care astăzi îi mai amintim doar așa întreagăt când vorbim de literatura română, aproape uitându-i rolul celălalt, e vorba de Alexandru Odobescu. Adică, bun, doamna Chiajna, pseudo-kinegeticos, dar faptul că omul ăsta este autorul primului tratat științific despre tezaurul de la Pietroasa, prezentat regelui întâi sub formă de machetă și apoi publicat la Paris, deci este printre primele scrieri științifice de arheologie din România și tezaurul a fost inclusiv expus la expoziția internațională de la Paris. Lucru pentru care Odobescu ar fi fost calomniat, a dus tezaurul la Paris și apoi la Londra. Ziare din țară au scris că de fapt el furase tezaurul și îl vânduse agenturilor străine. Lucru care se mai întâmplă și astăzi, numai că atunci probabil că nu știau să spună fake news. Odobescu scrie lucrarea științifică despre tezaur, se ocupă de restaurarea lui pentru că hoții de până atunci se ocupaseră inclusiv cu distrugerea unor exponate, un taler de aur de foarte mari dimensiuni fusese rupt cu toporul în mai multe bucăți și a trebuit să fie lipit și reușește să le predea apoi statului, născându-lui Muzeul de Arheologie, dar pentru o perioadă acestea au fost expuse în Palatul Senatului, care este la momentul respectiv pe locul actualului Palat al Patriarhiei, pe dealul din Piața Unirii. Aici sunt păstrate într-o sală subterană, până când acest Grigore Pantazescu, se pare și cu câțiva complici, reușește un plan demn de film de Hollywood pentru a fura aceste exponate, respectiv observă că sala unde se află tezaurul este sub Biblioteca Senatului, unde se putea obține acces din partea publicului, se ascunde după ora închiderii în bibliotecă, taie o bucată din podeaua camerei, coboară, deci practic taie tavanul sălii unde se găsea tezaurul, molozul strânge într-o umbrelă ca să nu cadă pe podea să-i alerteze pe jandarmi și după care se coboară cu o funie de care se lăsase legat până în dreptul tezaurului, sustrage piesele pe unele, le mai deteriorează și el pentru că le îndoaie aurul, presupun că majoritatea știți lucrul acesta, un metal moale, care poate fi îndoit și cu mâna la un moment dat, îndoaie unele piese ca să le bage rapid pe sub haină, e tras înapoi cu funia, fuge, din fugă, ori ca să-și ușureze povara, că totuși căra vreo 19 kg de aur, aruncă un colier și o bucată de taler în zăpadă, fără să-și dea seama că fix astea îl vor incrimina, pentru că a doua zi dimineață un profesor universitar urcă dealul și le vede în zăpadă și dă alarma, se descoperă jaful, este prins în scurtă vreme și urmează un proces, dar ce să vezi, o parte din presă, ori pentru conținutul romanesc al jafului propriu-zis, ori pur și simplu, pentru că suntem în perioada dezbaterilor politice, ziarele liberale spun despre conservator care la momentul ăla sunt la putere că uite, nici măcar tezaurul nu pot să-l conserve, că s-a furat în timpul guvernărilor, erau niște atacuri care, sincer, nu sunt justificate, că n-a dat nicio treabă guvernul cu ingeniozitatea unui hoț. Dar cert este că primește o pedeapsă relativ blândă. Este osândit doar la 6 ani de temniță la Cozia, nu cum spun alte surse, la Ocnele Mari. Își ispășește mare parte din pedeapsă și, dacă este să ne luăm după presa vremii, chiar se schimbă în incintă. De fapt și presa îl căinează că uite ce băiat bun ar fi putut fi, că are abilități de gimnastică, omul oricum renunțase la seminar și devenise acrobat la circ. Asta explică și abilitatea de a se coborâ pe funie să sustragă piesele. Uite ce băiat util societății ar fi, doar dacă n-ar fi fost afectat de vicii. Și se pare că în penitenciar are loc o schimbare reală. Omul începe să exceleze la sculptura în lemn, ba chiar niște bastoane sculptate de el apar la expoziție națională sunt premiate. Dar stupoare revine în atenția presei 6 ani mai târziu, când mai avea doar câteva luni de ispășit din pedeapsă, când este împușcat aparent sub pretextul unei tentative de evadare,
doar că principala neconcordanță care dă apă la moară prese este faptul că e împușcat în burtă. În mod normal, unul care fuge ar trebui să fie împușcat în spate. Și din împușcătura asta în burtă, constatată de doctor la autopsie, apare, ce să vezi, un al doilea scenariu. Pantazescu se pare că era omul nepotrivit la momentul potrivit. Comandantul închisoriu, în anume Orăscu, iarăși coincidență nefastă cu numele primului nostru arhitect cu studii în străinătate, Alexandru Orăscu, n-au legătură, află că în zidul dărâmat pentru înlesnirea accesului în cadrul penitenciarului s-a găsit o ladă cu mai multe obiecte prețioase în interior. La dărâmarea zidului asistase și Pantazescu și s-a presupus ulterior că acesta, ca și alți deținuți, au fost eliminați pentru a nu povesti de ladă pe care se pare că și-o însușise comandantul penitenciarului, care n-a fost niciodată numărat printre suspecți. Jandarmul care l-a împușcat a fost judecat și condamnat, gardianul care era de serviciu la fel, nu și comandantul închisorii. Se pare că omului ăsta și faima și moartea tot de la comori i s-au tras, dar cazul lui a făcut vâlvă în epocă, la fel cum a făcut 3 ani mai târziu, când Pantazescu era încă la închisoare, cazul lui Iorgu Serdaru, care a devenit subiect de piesă pentru Mihai Eminescu. Este perioada când Mihai Eminescu lucrează redactor la ziarul conservator Timpul, perioada în care Bucureștiul este bântuit și de banda acestui Iorgu Serdaru, un om care păstrase într-o bună măsură etica haiducească, în sensul că era un om foarte manierat și politicos, care de regulă nu își violenta victimele și dimpotrivă susținea, potrivit expresiei sale, că lua doar împrumuturi forțate pentru că se afla în mare nevoie de bani. Și el tâlhărește cu predilecție doamne din societatea bună a Bucureștiului, preferabil văduve, ca să fie mai ușor de operat, folosind, bineînțeles, metoda deghizării. Apare în casă fie ca agent de poliție, fie ca alt slujbaș public, pretextând că, de fapt, chiar caută banda lui Iorgu Serdaru pentru a se asigura cam ce perimetru poate să aibă doamna respectivă și, în momentul în care era convins că o poate preda liniștit, intra noaptea peste ea în casă și îi reclama aceste împrumuturi forțate în bijuterii sau în bani direct. La fel s-a întâmplat, ce să vezi, deci despre el scrie Eminescu și el o tâlhărește, cei care au fost la conferința despre Caragiale vor găsi o continuare fericită, chiar pe mătușa lui Nena Iancu, pe celebra Momuloaie, pe soția lui Girolamo Cardini, care a făcut un mic imperiu de divertisment în București, care îi lasă o avere fabuloasă, parte moștenită ulterior de Caragiale. În 1878, Iorgu Serdaru pătrunde în casele Momuloaiei, o ușurează pe aceasta de 10.000 de galbeni și de o grămadă de scule de aur, deci o sumă zdravănă, scapă în primă fază pentru a fi prins, dar grațiat foarte rapid, tocmai pentru că presa îi pune epitetul de vestitul bandit, îl transformă în vedetă. Un cântec mult mai recent, undeva în Balcani, ne spune că noi până astăzi iubim personajele negative, infractorii, îi protejăm, îi cinstim mai rău ca dictatorii. Există o moștenire din haiducie cu mențiunea că între timp haiducii au uitat partea a doua de lecție. Să le mai dați celor lipsiți. Iorgu Serdaru nu are nimic de împărțit cu cei săraci ai societății, dar în schimb are un talent de disimulare care trece dincolo de deghizări și îl ajută să pozeze în băiat cinstit, ba chiar să se facă crezut de o parte a presei, el spunând că doar a luat împrumuturi fără dobândă ca să-și facă afaceri pe care intenționa să le returneze. Același text la serviciul autorităților țariste care l-au prins în Odessa, unde își mutase afacerile, doar că rușii nu s-au dovedit la fel de înțelegători precum românii. L-au fost întâi să-și ispășească pedeapsa în Rusia și apoi l-au extrădat și cam în felul ăsta a și dispărut din istorie acest bandit. Dar asta n-a împiedicat ca inclusiv în secolul 20, cu el încheiem povestea în 1878, să mai apară asemenea haiduci sui generis, unul dintre ei fiind născut în Moldova, în zona Neamțului, pe numele lui Pantelimon Toader, care la fel a fost transformat în subiect senzațional de știri de către ziaristul de la Universul, Nede Cocea, cel care este tatăl celebrei actrițe Dina Cocea. Pantelimon Toader, spre deosebire de cei menționați până acum, este
De-a dreptul, un țăran obidit de data asta de arendaș, pentru că se întâmplă către finalul perioadei Belle Époque și trece în interbelic povestea sa, este un om sărac, sătul de traiul greu, care se pare că din lipsuri ajunge să ia calea muntelui, dar este totodată cunoscut că de data asta ține real etica haiducească în ceea ce privește non-violența, haiducul care nu trăsese un foc de armă, deși avea pușcă, pentru că reușise să-i convingă pe toți cu pușca în față să-i dea banii și să meargă mai departe liniștiți. Faptul că nu comisese într-adevăr nicio violență, cât și faptul că trăise la limita supraviețuirii, Nedecocea reușește să-l găsească înaintea autorităților, culmea. Deci jandarmii îl caută, deși e pusă recompensă pe capul lui și nu-l găsesc, îl găsește ziaristul și apare interviu în ziarul Universal unui om pe capul căruia era pusă recompensă, reușește să sensibilizeze opinia publică, arătând traiul atât de greu pe care îl avea acest om care dorise să fie liber dincolo de orice. Care îi spusese că o zi mănânc și două rabd, dar măcar aici în pădure nu-mi poruncește nimeni, nu iau niciodată mai mult decât am nevoie și pentru mine păstrez puțin și în rest îi ajut pe nevoiași. Oamenii din partea locului adeveresc că cu noi ăștia sărmani n-are nimic de împărțit și nu ne deranjează traiul. Și mai mult decât atât, faptul că omul este nevoit să îndure condiții foarte grele de viață dincolo de nemâncare, dormind prin fel de fel de văgăuni prin codru, ca să-și poată ține libertatea. Asta a făcut ca la procesul lui extrem de răsunător să îi se dea o sentință prin amânare, de fapt. A fost grațiat de primul juriu, dar a fost ținut cumva ilegal în penitenciar până când a evadat și presa i-a luat apărarea. Drept urmare, a fost eliberat rapid și i s-a permis să redevină om cinstit în localitatea natală unde și-a găsit și nevastă, dar se pare că în schimb prinsese boala celebrității și îi dădea bucuros interviuri. Este unul dintre cei mai bine documentați haiduci moderni din România, pentru că a dat numeroase interviuri până la moartea lui în 1929. Este totodată unul dintre oamenii care respectă în mare parte codul de haiduc în perioada modernă. Ca să vedem că lucrurile nu se schimbaseră prea mult, voi mai face un scurt excurs de data asta la un alt oponent din principiul al haiducilor, deși la un moment dat se dovedește a fi mai rău decât haiducii, este probabil cel mai mundan prefect de poliție pe care l-a cunoscut vreodată Bucureștii, l-au cunoscut vreodată Bucureștii, se numește Dimitrie Moruzi, dar era mult mai bine cunoscut sub porecla de Cneazu, dată fiindcă avea și ceva origini rusești prin familie. Este de trei ori prefectul Bucureștiului în perioada cuprinsă între 1885 și 1914, deci este în perioada Belle Époque. Este tot ce n-ai vrea să fie un prefect de poliție. Mare chefliu, a se citi alcoolic, mare petrecăreț, celebru pentru orgiile bahice pe care le făcea pe parcursul unei întregi nopți, ba chiar și două, iar invitații care voiau să plece la sfârșitul primei nopți s-au trezit la un moment dat opriți de un cordon de poliție și obligați să rămână încă o noapte la chef, cu permisiunea doar să trimită un mesaj acasă, că-s bine, beți, dar bine. Om care la stingerea unui incendiu în București, care intra tot în atribuțiile lui, trântea chef printre ruine, sculând lăutarii și femeile ușoare de prin mahalale și la fel încingând un chef pantagruelic până la ziua, om care pedepsea lipsa de abilitate a aghiotanților telefonic, este cunoscută o scenă în care Dimitrie Moruzi telefonează în provincie, îi răspunde primarul din urbea respectivă și zice: șeful de poliție e lângă tine? Da, dă-i o palmă din partea mea. Urmează tăcere în telefon și se aude iar vocea prefectului: dai ca o fetiță, n-am auzit nimic, mai dă-i una. Se aude una mai sănătoasă: bravo, acum am auzit, hai sănătate. Deci cam ăsta era genul de om care stăpânea forțele de ordine ale Bucureștilor. Au rămas notorii două decizii ale sale. Una, dovadă a faptului că avea simțul umorului, râdea oricum cu gura până la urechi dimineața când primea rapoartele despre mondenitatea bucureșteană și afla fel de fel de picanterii. Dar la un moment dat, aflând că unui om aproape că îi se scosese un ochi în tramvai de către o doamnă care avea un ac paralung la pălărie, a dat prima lege despre lungimea acelor de pălărie din București. Iar pe de altă parte,
Se pare că prima măsură pe care a luat-o când a ajuns prefectul Poliției Capitale a fost să abroge o prevedere anterioară care prevedea închiderea cârciumilor după ora 12 noaptea, pentru că se simțea direct vizat de această interdicție. A zis, lăsați oamenii să cânte și să petreacă, că așa pot și agenții noștri să se informeze mai repede. Și parțial se pare că avea dreptate în aspectul ăsta. Dar spre deosebire de capitanul Costache Chioru, Dimitrie Boruzi întrupează o trăsătură pe care, ne place sau nu, am impresia că o păstrăm până astăzi, că ne plac golanii. S-a bucurat de o imensă popularitate pe întreg parcursul activității sale. Nu știu exact când a murit, el dispare din evidență în 1914, când este ultima oară eliberat din funcție, dar pe întreg parcursul, nu doar ziarele care îi sunt favorabile politic, trece la un moment dat de la liberal la conservatori, ci mare parte din presă, chiar dacă nu o spune binevoitor, îi atestă imensa popularitate. Și țin să mai fac două mențiuni anecdotice despre dumnealui. În primul rând, să repar ceva ce am zis eu în turul de Calea Victoriei, când credeam că el este la originea anecdotei lui Iancu Brezeanu. Acest om extrem de chefliu avea totuși o calitate, faptul că în fiecare dimineață la ora 8, asta e real, era prezent la prefectură. Și se pare că într-o dimineață Iancu Brezeanu l-ar fi văzut pe terasă la Capșa, unde, grăbindu-se pentru că aproape era ora 8, sufla într-o cafea ca să poată să o bea mai repede, la care actorul de comedie ar fi replicat, Cneazule, nu mai sufla în cafea aia, că o faci marghilomană. O faci cafea cu coniac la ce sufli tu la ora asta pe gură. Se pare că asta este, am avut între timp ocazia să împice în mână memoriile lui Iancu Brezeanu, amintiri vinurile mele. Se pare că personajul la care se referă este de fapt Zizi Cantacuzino sau Cantacuzino Grăriceru, într-un chef pe care cei doi îl duc împreună până dimineață. Asta este una, dar a doua se pare că e reală. Dimitrie Muruzi este căsătorit cu una dintre fiicele nababului, cu Smaranda Cantacuzino. Și la un moment dat locuia undeva în apropierea Academiei Române de astăzi pe Bulevardul Dacia, în așa numita casă cu lanțuri, care a fost demolată aproape de 1940. La un moment dat se pare că l-a apucat ceea ce astăzi se numește criza vârstei de mijloc și a vrut să divorțeze pentru o domnișoară mai tânără, în perioada când patronul lui politic nu era nababul, ci Ion Brătianu senior. Brătianu și-a dovedit încă o dată talentul de cel mai bun negociator pe care l-a avut lumea politică în secolul XIX din România, în sensul că l-a chemat la el acasă și i-a spus atât. Să faci asemenea lucru rău, eu n-am cum să te opresc, dar dacă îl faci, să știi că eu nu te mai cunosc și la mine în casă nu mai calci. Ceea ce echivala cu retragerea sprijinului politic și cu pierderea funcției. Dimitrie Muruzi, canalie, dar nu prost, a înțeles perfect mesajul și și-a văzut liniștit de căsnicie și de aventurile garante în paralel, dar este un om care trece prin trei mandate de prefect de poliție în care aproape că nu ratează nimic din ce ar putea să constituie bază pentru o acuzație de corupție, nu numai nepedepsit, dar și aclamat de majoritatea locuitorilor din București. Ăsta îl putem trece la paradoxurile României chiar până în ziua de astăzi. Și bineînțeles că n-am cum să închei expunerea de astă seară fără să menționez două cazuri celebre din perioada interbelică, respectiv început de postbelică. Unul are rolul teoretic negativ, altul are rolul teoretic pozitiv, dar vom vedea că în cazul amândurora treburile sunt un pic amestecate. Primul este numit ultimul haiduc modern al României. Este vorba de Gheorghe Coroi, activ împreună cu banda sa în județul Botoșani în perioada 1930-1935. Ăsta este intervalul de activitate. Ce l-a determinat pe omul ăsta născut prin 1913 sau 11, dacă nu mă înșel, să ia haiducia a fost o treabă mult mai personală, nu este neapărat revoltat de nedreptăți, are în schimb ghinionul să placă aceeași fată iubită și de șeful postului de jandarmi. Așa cum ne-a spus Nede Cocea în prezentarea cazului lui Pantelimon Toader, când a mers în provincie, primul bandit pe care l-a întâlnit el la sat a fost jandarmul local, care, așa cum vedem de exemplu și în Moromeții, și nu numai, de multe ori împărțea dreptatea după bunul său plac, ceea ce nu era tocmai legal. Exact așa se întâmplă, se pare, și în cazul lui Coroi, care ajunge să se bată cu șeful de post
care încerca să-i sufle fata, aparent ea iubea mai degrabă pe Coroi, ajunge să fie trimis la pușcărie pentru treaba asta vreme de 2 ani și în momentul în care se întoarce, descoperă că între timp fata cedase avansurilor șefului de post, complet scârbit de nedreptățile sociale, alege la rândul să ia calea codrului, dar nu o mai face în sensul clasic, o face în sensul modern, în sensul că dispunea de mașini, dispunea de costume, dispunea de arme, deja de arme automate chiar. Deci începem să vorbim de bandiți așa în sensul american, de filmele cu gangsteri. Doar că, iarăși, asta este o particularitate românească, Gheorghe Coroi chiar ține etica haiducească. Unele surse spun că el direct nu a ucis niciun om. Că s-a mai dedat la bătăi, mai ales când îi scodea unde se află păstrate averile, dar că el personal nu ar fi omorât niciun om. Poate acolis de-ai săi, unde strălucește într-adevăr acest haiduc, este probabil aducerea la perfecțiune a tehnicii deghizării. Reușește să se deghizeze inclusiv în femeie cu copil de țâță. Spunându-i la un moment dat, folosea tactica lui Ștefan Bujor și anunța pe cei care urmau să fie jefuiți de către el. Așa că îl anunță pe un preot bogat dintr-un sat, în județul Botoșani, că urmează să fie călcat. Preotul înștiințează jandarmeria care face cordon împrejurul casei sale, până când prin cordonul de jandarmi trece o femeie cu un copil de un an care îi scâncea la sân, spunându-i că îi moare copilul și că vrea repede să-l ducă la preot să-i mai citească o rugăciune înainte. Bineînțeles că nimeni din cordonul de jandarmi nu se gândește să cerceteze aspectul. Femeia intră în casă și în casă preotul descoperă că este de fapt Coroi cu un copil real în brațe, care îi pune revolverul la ceafă, îi spune să se întindă pe jos și îl întreabă unde-s banii. Preotul spune, Coroi nu-i sigur că i-a spus tot, îi pune 2 cartofi pe ceafă, preotul fiind cu fața în jos, și îi spune că-s grenade și că dacă se mișcă, moare, respectiv că dacă țipă, îi aruncă în aer. Reușește să ia banii, se redeghizează în femeie, ia copilul, trece înapoi prin cordonul de jandarmi, lasă copilul femeii de la care îl luase de bună voie și îi lasă și bani să-l crească, era o mamă singură care își creștea copilul, și pleacă liniștit cu banii. Creează o adevărată legendă împrejurul lui vis-a-vis de cât de abil putea să fie în aceste tâlhării și mai mult decât atât, suscită niște simpatii generoase, inclusiv din partea oamenilor locului, chiar dintre potentați. Unul este un boier armean, Lazarovici, din zonă, om pe moșia căruia Coroi lucrase în tinerețe și om pe care Coroi manifest nu-l calcă cu niciun fel de împrejurare. Fiul acestuia, Cristea, lasă în memoriile sale amintiri că tatăl său, din potrivă, îi adăpostea din când în când pe oamenii lui Coroi sau le trimitea provizii în munte ca să aibă cu ce trăi. La fel făceau mai mulți care erau total exemptați de faptele acestui haiduc. Iată ultimul haiduc din clasa gentlemanilor, care este prins în cele din urmă în 1935, după care sursele despre el devin cu totul și cu totul confuze. Apar martori care îl semnalizează până în anii 70, ca aparent după perioada de detenție, i-ar fi fost dat o funcție destul de înaltă, ori în poliție, ori direct în securitatea de după 1945, de unde ar fi ieșit liniștit la pensie și ar fi murit de moarte bună, alături de iubita, care de fapt fusese principalul factor în capturarea sa. Și pe ăsta tot femeile îl îngropaseră, nu-i nicio aluzie, e o constatare istorică. Pentru că nu se putea abține să nu-și viziteze una dintre ibovnice, jandarmii la un moment dat i-au luat urma și așa a fost capturat, dar se pare că a fost omul folosit pentru expertiză, exact cum astăzi companiile de protecție electronică angajează foști hackeri ca să le constituie securitatea cibernetică. La fel și acest legendar Gheorghe Coroi se pare că ar fi fost întrebuințat ulterior în forțele de menținere a ordinii, fiind considerat omul cu cea mai bună experiență pentru asemenea funcție. Și o să încheiem cu un alt justițiar, de data asta transformat în personaj public prin seria de filme regizate de Sergiu Nicolescu, avându-l pe regizor în rolul principal, celebra serie cu comisarul moldovan sau miclovan, al cărui
punct de inspirație este de fapt un unghi al lui Sergiu Niculescu, fie coleg, fie spun alții direct acest personaj numit Eugen Alimănescu, cunoscut și drept comisarul de fier, incoruptibilul sau șeful grupei Fulger. Omul devine activ în cadrul forțelor de ordine imediat după finele celui de-al doilea război mondial în 1945, după ce mai înainte avusese o carieră complet insignifiantă. Fusese telegrafist pe front, primise adevărat o decorație, dar asta erau el și alte zeci de mii de oameni. Însă, ceea ce îl face remarcat este ultima mare dezordine, să sperăm că va rămâne așa, din istoria Bucureștiului, cea din 1945, când recent veniți la guvernare comuniști, încă nu majoritari, dau o amnistie generală și scot toată drojdia societății din penitenciare, eliberând-o pe străzi. Ceea ce transformă mai multe cartiere ale Bucureștiului în locuri unde nu că nu era bine, era garantat că nu mai ieși de acolo dacă umbli, mai ales după lăsarea întunericului. Asta este perioada când s-a cimentat reputația unor cartiere precum Ferentari sau Rahova, scurt excurs istoric. Cartierul Rahova moștenește numele Căii Rahovei, în prezent se numește așa în urma luptelor trupelor române din Bulgaria, însă mai înainte se numea Podul Caliței sau Podul Calicilor. Calic la origine este persoană cu infirmitate. Din rândurile acestor persoane se recrutau majoritatea cerșetorilor. Aceștia, grupați la un moment dat cu principalii infractori din oraș, aceiași crai de curte veche de care vorbisem ceva mai devreme, au constituit principala lot de recrutare pentru infracționalitatea bucureșteană. Brâncoveanu le-a risipit mahalaua, care se găsea, foarte ironic, exact pe locul actualului Palat de Justiție, din Piața Unirii, și i-a trimis mai spre periferia orașului. Au tot fost împinși din periferie în periferie, până când au fost transplantați în secolul XIX, în actualul cartier Ferentari. La vremea a stat în afara orașului și în felul ăsta au asigurat notorietatea, în sens negativ, al acestui loc. Ei bine, zonele astea fiind dominate de bandiți, dar nu erau exclusiv aceștia, pentru că în București începuseră să mai opereze și niște grupe mult mai interesante de jefuitori, cum ar fi banda Voinescu și Cairo, ăștia doi fiind șef de circumscripții de poliție, numiți în București de primul ministru comunist de interne, Teohari Georgescu, care la rândul lui fost bandit în perioada ilegalistă, voia să-și pună ciracii în funcții bune de unde se poate îmbogăți rapid prin jafuri. Și băieții, primul lucru pe care l-au făcut după ce au ajuns prefecți de poliție la secțiile 1 și 2, a fost să jefuiască Banca Națională a țării de la sucursala de la Brașov. Ulterior, am avut și primul caz, dacă v-ați uitat la ultimul film din seria Pirații din Caraibe, ei bine, la noi au reușit să o facă înainte să o gândească cei de la Hollywood, respectiv să fure un seif cu totul. Este vorba de Lică Ciungu, zis Cap de Fier, care reușește să fure cu totul un seif de la o casă de schimb de pe strada Batiștei, de o jumătate de tonă. Lucrurile astea se întâmplă în 1945. Deci în București e un pic de vestul sălbatic, sau estul sălbatic, dacă doriți, în perioada aia și este nevoie de o mână foarte, deoarece corupția este la toate nivelurile și indiferent cât de în flagrant sunt prinși răufăcătorii, reușesc dând mită să scape pentru niște premize care nu frizează, ci depășesc ridicolul. Drept urmare apare această figură de justițiar. Nu știm exact care sunt dedesubturile creierii acestei brigăzi Fulger a capitanului Alimănescu, dar cert este că sunt înzestrați cu arme automate și cu mașini foarte rapide de intervenție și reușesc în timp să anihileze cam 400 de tâlhari bucureșteni într-o manieră care a rămas celebră. De exemplu, banda Voinescu Cairo este prinsă pentru că nu se prea ferea ăștia fiind cu grad înalt în poliție, lăsau amprente. Lui Alimănescu nu a fost greu să recunoască amprentele. I-a pândit la următorul jaf pe care voiau să-l execute, i-a prins și pentru că ei cunoșteau care era metoda favorită de interogare, respectiv de rezolvarea cazului din partea lui Alimănescu, s-au împușcat între ei. De ce? Pentru că Alimănescu nu avea nici cea mai mică ezitare să te bată la tălpi,
să-ți lege ziare îmbibate în petrol de tălpi și să le dea foc, sau să te tortureze în fel de fel de alte maniere ca să afle de la tine informațiile necesare și după ce le afla, sau dacă n-avea nevoie să afle informații, prefera cel mai adesea să scrie că ai opus rezistență sau că ai încercat să fugi și să te împuște în spatele capului. Era maniera lui de a rezolva expeditiv criminalitatea bucureșteană. Drept urmare, a ajuns foarte repede persoana pe care nu voia să o supere nimeni din București, nici cele mai temute găști bucureștene, cum ar fi fost gașca Balaurului din zona Ferentar sau gașca lui, ăsta-i numele, îmi pare rău, Hitler, din zona Căii Călărașilor, era un domn care avea o mustață similară cu dictatorul nazist, n-au vrut să-l supere și au reușit să-și poartă o răfoială fără să-i afle el la timp. Banda lui Hitler a fost anihilată de banda Balaurului mai înainte să ajungă Alimănescu și să pună mâna pe ei, în timp ce pe Lică Ciungu, zis Cap de Fier, a reușit să-l captureze mergând pe o treabă foarte logică. Cine poate căra un safe de jumătate de tonă? Păi doar o companie de hamali din București. Au fost luat la întrebări toți hamalii bucureștini și s-a ajuns foarte repede la sediu acestei grupări infracționale. Bineînțeles că ăștia n-au mai apucat să explice de ce au făcut jaful respectiv. Toate faptele astea se pare că l-ar fi propulsat pe Alimănescu către funcții încă mai mari din poliție, dacă nu s-ar fi ajuns la un moment dat să interfereze și cu o bandă formată chiar din ofițeri sovietici. Suntem în perioada în care trupele sovietice se află în România ca trupe de ocupație, unde au rămas până în 1958, și unii ofițeri sovietici, beneficiind de imunitatea, chiar dacă nu declarată, dar existentă în fond, se dedau la mai multe jafuri prin vilele bogaților de la Sinaia, pentru că suntem în acea perioadă tulbure, când încă nu-i nici comunist, dar nici regalitate nu mai întreagă și mai ai oameni cu avere în țară, până când Alimănescu reușește să-i atragă într-o vilă și să-i împuște pe toți. Ăsta se pare că a fost momentul care a oprit ascensiunea, pentru că au intervenit forțe mai mari decât el. Așa că, aparent, a ajuns, potrivit surselor, întâi la capul Media, la penitenciarul de drept comun, unde deținuții, aflând cine au vrut să-l linșeze, de unde a fost evacuat, se pare, la Canal. Asta ni se spune în cartea Morminte fără cruce a lui Cicerone Iordăchescu, legat de cei care au suferit sfârșituri martirice sau chinuri greu de imaginat astăzi în infernul de la Canal. Este ținut acolo câțiva ani, până când și numeroși prieteni pe care și făcuse prin faptele sale în societatea înaltă bucureșteană obține liberarea lui de acolo. Se pare că ar fi condus un debit de tutun, adică un magazin de țigări pe calea Dorobanților, chiar în zona Pieței, până când 2 ani mai târziu, pentru că probabil era genul de om care știa prea multe, este acuzat de delapidare și în drum spre Zimnicea, unde ar fi trebuit să fie închis din nou, este găsit mort pe marginea șinei de cale ferată, folosindu-se la procesul verbal sintagma favorită pe care o folosea și el altădată, a încercat să evadeze și a fost împușcat. În felul ăsta s-a curmat, să spunem, cariera uneia dintre cei mai cunoscuți justițiari, dar din fericire, datorită filmelor regizate de Sergiu Nicolaescu, memoria sa se păstrează până astăzi. Bineînțeles, întotdeauna când vorbim de cinematografie și de fapt orice în afară de istoriografie, dacă vrem să știm și adevărul istoric, este nevoie întotdeauna să comparăm între ce ni se prezintă sub licență poetică regizorală și ceea ce este atestat propriu-zis de documente. Din păcate, cel puțin în cazul ultimelor personalități, pe lângă caracterul lor la limita legii, se mai lasă și treaba cu secretizarea anumitor dosare. Nici până astăzi eu nu știu să se fi făcut lumină de plin în cazul Alimănescu, să se explice care a fost parcursul său, cum la fel nici despre Gheorghe Coroi. Nu știm exact care a fost viața lui, cel puțin după 1945. Pentru încheiere, deși asta ar fi cea mai lungă dintre afaceri și nu o să o lungesc foarte tare, aș mai menționa și cel mai cunoscut jaf din perioada regimului socialist, făcut pe seama Băncii Naționale de către banda Ioanid în 1959, 6 făptași, 2 frați, respectiv un soț și o soție și încă 2 bărbați, Alexandru Ioanid cel socotit capul acestei bande, fiind căsătorit cu sora soției ministrului de interne de la vremea aceea, Alexandru Drăghici, în timp ce alt inculpat era văr cu Emil Bodnăraș, cu alt potentat al lumii comuniste de la vremea aceea,
potrivit martorilor, făptașii, toți din zona intelectualității, ai oamenilor peste medie ca nivel social, fie profesor universitar, fie foste cadre de miliție, asta a șocat cel mai tare auditoriu, în ziua de 1959 au surprins un transport de bani al Băncii Naționale undeva în zona maternității Giulești de astăzi, au reușit să-i imobilizeze pe gardieni și au trecut în taxiul marca Mosvich, luat de la Getax, o sumă care ar echivala cu $250,000 în banii de atunci, vorbim de cursul dolarului dinainte de 1960. Bani pe care i-au aruncat în parte bancnotele mici în zona Ciurel, unde au fost văzuți de un pionier care ar fi dat alarma oamenilor muncii, după care au abandonat mașina pe strada Dr. Teohari, unde s-au mai găsit niște sume mici, pentru ca ulterior, aparent, să fie interceptați de forțele de ordine și în felul ăsta capturați, dar numai înainte ca vreo 3.000 de oameni să fie interogați și bătuți, unii până când și-au pierdut cunoștința, pentru că nu cred că e un secret pentru nimeni cum operau forțele de securitate în perioada aia. Suntem în perioada opresiunilor din timpul lui Gheorghiu Dej. Și în cele din urmă să se ajungă la un fapt cu totul și cu totul neobișnuit. E o variantă reală a bancului. Au fost uciși 2 polițiști într-un accident auto, numărul total de victime 4, cu au mai murit 2 la reconstituire. Au fost puși să joace în reconstituirea propriului delict. Au fost actori în filmul Reconstituirea, creat de autorități și păstrat la secret până în 1989, pentru a vedea cum au procedat, ceea ce i-a determinat mai mulți cercetători, inclusiv din sfera CNSAS-ului, să creadă că a fost vorba mai degrabă de o înscenare, de o manevră de epurare, mizând pe faptul real de altfel că toți inculpații erau de origine evrească. Chiar dacă numele lor apărute în dosar sunt nume românești, la origine ei se numesc altfel și au trecut la nume românizate pentru a nu bătea la ochi. Suntem în perioada epurărilor, deși evreii sunt bine văzuți la început. Odată cu dispariția Anei Paucăr și a grupului din prejurul ei, începe epurarea ordonată de Dej și eșaloanele inferioare și acești oameni trebuie să dispară. Deși se pare că securitatea i-ar fi păcălit că jucând în filmul propriei fapte nu vor primi pedeapsa cu moartea, toți cei 5 bărbați au fost executați la începutul anului 1960 și doar femeia a fost condamnată inițial la muncă silnică pe viață, fiind ulterior grațiată, mi se pare că la venirea la puterea lui Nicolae Ceaușescu și emigrând ulterior în Israel, dar până astăzi rămâne un mister cum s-a realizat, se pare, cel mai sonor jaf din întreaga lume comunistă, nu doar din România, perioadei socialiste. Ceea ce aș fi vrut să concluzionez la capătul acestei înșiruiri spectaculos de bogate, dintr-un număr și mai mare de figuri atestate istoric de haiduci și bandiți români, este faptul că și aceștia fac parte în continuare din viața noastră cotidiană, că există cu siguranță nedreptăți sociale flagrante, unele sancționate chiar de lege, pe care mulți încă aleg să le înfrunte din inițiativă personală, sfidând autoritatea de stat, dar că este o linie foarte fină între a fi agentul dreptății sociale și a te transforma doar în agentul propriului interes. Ăsta ar fi fost principalul subiect al expunerii de astăzi, de a arăta că uneori și legea, când este exercitată de personalități corupte, poate să devină instrument pentru trecerea în ilegalitate a unor persoane, că nu neapărat cine este condamnabil oficial este condamnabil și în plan moral, cum la fel nu oricine știe să manevreze legea în folosul său este neapărat o persoană morală. Și totodată aș fi vrut să se înțeleagă că avem o cultură bogată în domeniul acesta, mult mai valorificat din punct de vedere literar, cinematografic, ce doriți dumneavoastră, publicitar, marketing, în străinătate decât este la noi în zonă, că avem figuri care pot constitui oricând subiect de film, care pot oricând să facă istoria și în mediul școlar mult mai atractivă decât este ea astăzi și totodată pot să constituie povești foarte frumoase pe care le putem spune oricui vrea să afle și amănunte mai puțin cunoscute sau mai picante despre istoria românilor. Cu aceasta eu vă mulțumesc pentru atenție și pentru prezența din această seară.